Bună ziua, oameni buni, la un nou podcast. Am un invitat special astăzi, domnul Cristian Tereș și europarlamentar. Bună ziua, domnul Tereș. Bună, mulțumesc Eu de sunt un mare fan al dânsului, de vreo 2 ani de zile îl tot admir și îl tot laud pe rețelele de socializare și până la urmă mi-am făcut curajul, i-am scris și sunt foarte onorat că dânsul a acceptat invitația și am multe, multe întrebări, eu nu sunt, știți că nu fac nici politică, nu sunt nici membru de partid, nu sunt nici diarist, sunt un cetățean ca și voi și vreau să întreb ce am fost eu întrebat la toate live-urile pe care am făcut eu și m am fost întrebat despre Comisia Europeană, despre Parlamentul Europei, despre corupție, despre asta. L-am invitat aici pe dânsul ca să ne răspunde la aceste întrebări care pe mine mă, mă depășau. depășeau. <laughs> am văzut că sunteți un mare patriot și mare luptător în Parlamentul Europei și vreau să vă întreb dacă mai aveți colegi români care sunt pe aceleași opinii cu dumneavoastră sau au același curaj ca cu și dumneavoastră sau vă susțin. Din păcate, nu mai există nimeni care are aceeași atitudine. Pentru că atitudinea e importantă în, în mediul respectiv. În momentul în care am început să vorbesc în Parlamentul European, mă rog să sprijin România în modul în care am făcut-o și având atitudinea pe care am avut-o și eu am, cineva îmi spune de acolo de ce da, de unde ai apărut? Zice că noi știam pe români cu minți, exact asta a fost eticheta. Servil, nu? Servil, da. Uh, quiet people, zicea. Bă, zice, voi acolo stați, să din toată vine unul care dă cu pumnul masă, nu se opune la aia, se opune la aia. Zice, bă, de unde ai, de cum ai ieșit? Și din păcate, dacă vă uitați la tot ce înseamnă politică românească externă, că aici aș face o diferență între politica externă a României și politica internă. Bă, po internă putem vorbi, mă rog, e cum e. Dar e important atunci când vorbești despre o țară, mai ales în contextul actual, România făcând parte din Uniunea Europeană și implicit, mă rog, în cazul nostru și din NATO, e foarte important cum te poziționezi pe politica externă. Pentru că atitudinea pe care o ai, dârzenia pe care o ai, argumentele pe care le folosești, modul cum îți reprezinți țara, implicit te pune într-o poziție de putere, să spun, de autoritate în raport cu ei sau într-o poziție slugarnică. Ori ce foarte mulți politicieni, din păcate români, ignoră, e faptul că odată cu intrarea României în UE, în cazul de față, noi am intrat într-o uniune compusă din țări care au fost țări coloniale înainte. Deci ăștia nu stau, ăștia nu se uită la tine uh, ca de la de egal de la egal. Ca la egal la egal, exact. Deci uitați-vă absolut toate țările. Se uite ca la o colonie. Ca la o colonie. Adică dacă tu nu te comporți, dacă tu nu arăți că nu-ți depă depășești starea respectivă, ei te vor trata evident de sus. Adică eu știu acum din surse, mă rog, Austria, de exemplu, a fost șocată, austrieci, mă rog, leadership-ul austriei, de reacția românilor la votul anti-Schengen, de blocarea României de, la, să, să intre în Schengen, pentru că nu s-a așteptau, de exemplu, ca populația să reacționeze în modul în care Se reacționează. Să boicoteze Se boicot... firmele austriece. Au zis fiecare a făcut ce a putut. Din păcate s-a dovedit iar sl slăbiciunea clasei politice românești, pe, pe for intern. Pentru că dacă aveai președinte, dacă aveai premier, dacă aveai ministru de externe, a trebuiau efectiv. Deci nu mai avem bărbați de stat, domnul Tăieș. Și m-am afirmat de 2-3 ani de zile că în România nu mai sunt bărbați de stat. Oameni de stat, de stat adică că sunt și femei. Hai să nu zic ăștia că suntem cu... M-a referit așa la... Da, generic, da, da, la modul generic, modul general. Generic, da, 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 da. Dar, oameni... uh, uh... Știți, aș reformula aici. Nu avem în funcții publice astfel de oameni. Că oameni calificați, România are. Și de ce nu se duc ei în funcții publice, domnule Tezei? Pentru că, din păcate, exact după principiul dopului la sticlă, ai pe unii în astfel de funcții care nu lasă pe nimeni să treacă de ei. Și aici, din păcate, e și vina partidelor, e și vina celor care ocupă o serie de funcții de conducere în România și nu lasă pe alții mai buni ca ei, mai profesioniști decât ei, mai dedicați decât ei să ocupe alte funcții publice și atunci ai, în funcțiile și la urmă, nu ai o, o, o scară a valorilor, ci o scară a subvalorilor. Și cu cât uh, unul e mai sus și e mai slab, cu atât vrea să aibă pe cei de sub el mai slabi ca să-i poată conduce. Și atunci n-ai nici cum o țară să-ți meargă bine. E imposibil. Nu trebuie să fii corupt, nu trebuie să fii, uh, știu eu, trădător, e suficient să fii incompetent. incompetent exact. Și aici, de aici spornește tot. Acum pot să zic că după aproape 4 ani de zile... În Parlamentul European am ajuns să cunosc destul de bine politica europeană, am cunoscut un pic și politica românească dinainte și cred că cel mai mare uh, blestem asupra politicii românești nu e corupția. E o problemă și asta, asta se poate rezolva. Este incompetența, Pentru că un incompetent îți creează mult mai multe probleme chiar decât un corup. Păi un corup l-ai prins, la ai dat afară, dar pe un incompetent ce faci? În contextul în care respectivul este funcționar public și e foarte greu să dai afară un funcționar public, știți foarte bine că Nu e ca la privat unde vine CEO-ul și spune, nu știu, n-ai performant. La stat e mai complicat. Ori în contextul în care ai o pătură foarte largă, sute de mii de locuri de muncă, uh, unde sunt oameni din păcate, incompetenți și peste această incompetență vine și partea aceasta de atitudine despre care vă vorbeam. Servil, docil, servil față de străini, abuzii față de români, că aici este o altă problemă și exemplu instituțiilor de forță din România. Și asta au adus, toate aceste aspecte cumulate, au adus România să fie unde e acum. Dar eu zic că exact în contextul acesta există și speranță. Pentru că avem milioane de români care au plecat, au plecat din păcate, din țară să muncească în afară. Și foarte mulți vor să se întoarcă înapoi. Uh, oamenii aceștia au acumulat foarte multă experiență. Și eu am fost plecat 17 ani, am muncit în business, uh, mă rog, știu cumva uh, tot ce înseamnă partea aceasta. Și oamenii aceștia, dacă am reușit să aducem o parte din ei înapoi, ar putea cu adevărat să schimbe România. Pentru că au învățat în afară și ce înseamnă atitudine corectă, și ce înseamnă uh, relaționare corectă. Pentru că noi, ca români, avem și o problemă aici, de tot ceea ce înseamnă relațiile interumane. Vedeți, în, în SUA, de exemplu, te învăța prima zi când mergeai, că de, acum mă rog, acolo din școală te învață. Când te duci la business, când ești angajat, tu nu-ți duci problemele personale. La locul de de la așa -a. Acasă. Le lasa acasă sau la intrare. Și aici nu e așa. Aici te duci la Tisgea, la un ghișeu undeva și îl vezi pe funcționarul de acolo că e tot îi draci efectiv, pentru că știu ce zi proastă a avut acasă. Nu se poate așa. Nu, din cauză că știe că nu poți să-l dea nimeni afară, indiferent că zâmbește sau da, nu zâmbește un cumul, sau un cumul țipă de funcție, la oameni exact, sau nu țipă. Exact. Am înțeles că suntem țara cu cei mai mulți funcționari publici pe cap de locuitori din Uniunea Europeană. Nu neapărat. Aici eu, eu avem o, 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 deficiență, dar pe anumite aspecte. Uh, adică probleme... am înțeles că sunt undeva la 1.300.000 de, de funcționari publici și făceau o comparație cu Polonia, care e dublu ca și populație ca și noi, și unde iau undeva la 400-500.000 de, de. Da, dar aici vine, publici. vine partea de digitalizare și sunt aspecte, sunt aspecte, de exemplu, din tot ceea ce înseamnă serviciu public, care poate fi digitalizat, poate fi profesionalizat, dar sunt și aspecte unde, mă rog, ai nevoie de, uh, de persoane. O problemă majoră, a spune, pe care o avem în România, este cu tot ceea ce înseamnă autoritate locală. Gândiți-vă că noi avem foarte multe comune care nu, poate nu ai 300 de oameni acolo. De acolo ai primar, primarul are, acolo ai consiliul local, din 7, 9, 11 consilii locale, ai secretar, ai tot felul de oameni care lucrează la primărie. Ori aici va trebui a avut o discuție la nivel de societate, câte dintre aceste comune le mai ținem în formă actuală sau încercăm să le uh, comasăm cu alte comune pentru a reduce tot ceea ce înseamnă aparatul birocratic. În plus de asta, comunele respective din taxele locale nici nu pot susține de fapt tot ceea ce înseamnă uh, administrație locală, să spun și birocrație locală. ora aici sunt, mă rog, chestiuni de discutat și e necesar să ai o discuție deschisă cu cărțile pe masă și Problema este că primarii sunt puși politic și primarii aduc voturi partidului respectiv și atunci da. e foarte greu să destructureze, să zic, aparatul ăsta pentru că ei au nevoie de, 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 de vot. voturi. E ca și cu asistații sociale la primării sunt ținuți. Eu stau lângă București, într-o comună aici, Frumușan, și mă uit de câte ori se dau ajutoarele sociale, să nu mă băiesc cu BMW-uri, cu numele de Bulgaria și cât de mine, de mari și cât de dumneavoastră, care așteaptă ajutorul social. Pentru că primarii țin tot timpul și asta e situație generalizată la nivel de țară, asistații social, și tot așa, sunt niște uh, departamente sau ceva în, unde sunt funcționari publici care nu neapărat au nevoie. De exemplu, acum la guvern, comparativ cu de când era Dăncilă prim-ministru, au crescut cu do doar uh, aparatul central, să zic, eu, 20.000 de oameni în plus. Acum au. Uh, nu, 2.000, scuze. Uh, aveau 3.000 și acum au 5.000. Au separat Cancelarea primul ministru, da. uh, separat de secretarul general al guvernului. Sunt două uh, entități separate care fac exact același lucru și au oameni pe aceleași poziții. Doar că să mai aducă niște lipitori de afișe, niște cumnați, niște. Deci acum sunt 5.000 de oameni în structura centrală a guvernului. Vedeți, aici e o problemă care iarăși ar trebui discutată și tot politic se poate rezolva. În Statele Unite, de exemplu, se știe foarte bine când vine un alt. O altă majoritate, în alt guvern, un alt președinte, îți schimbă primele două rânduri, să spune, de funcționar. De exemplu, secretar și secretar adjunți. Pozițiile de la politice. Politic, dar de de-aia în jos, sunt profesioniști. Pentru că tu ai nevoie, eu, eu am văzut în Parlamentul European și am trecut cumva prin experiența aceasta când mi-am ales consilierii la, nivel, la nivelul Parlamentului European. Că tot așa au venit mulți. Bă, ia nu știu care, iar de ce experiență are? Păi nu are. Zic, mă, dar în primul rând eu nu am. Dornic să învețe. Păi eu știu că e dornic să învețe, dar cum să spun, învață pe pielea mea. Adică nici eu nu aveam experiență de europarlamentar. Eu nu pot să iau oameni care n-au avut niciun pic de experiență și să învețe la locul de muncă, că ea trebuie să fie din ziua întâi 100% angajați în tot ceea ce înseamnă acolo. Dar am văzut în alte situații, de exemplu, unde tot așa au fost luați unii să spun, fără, fără pic de experiență, dar veneau și spuneau, bagă și pe la bagă și pe la. Și atunci ai mai nevoie să creezi poziții pentru, pentru oameni respectivi. Cred că aici e problema în România. Deci România are nevoie de o funcționărime publică, pregătită, calificată, bine plătită. Eu n-am o problemă cu asta, dar să fie oameni aia calificați. Ori aici e o problemă. În plus de asta avem tot ceea ce a însemnat lupta anticorupție, să lupta anticorupție în România, care efectiv a distrus tot ceea ce înseamnă administrație publică. De frica abuzului în serviciu, absolut nimeni nu mai semnează nimic. Am văzut zilele trecute, în, e un scandal imens acum în București, Nicușor, dar nu semnează nimic. Deci până și aia care au fost susținători ai USR-ului, ai PNL-ului, oameni de afaceri, tot să plâng, domnule, asta nu semnează nimic. toate avizele. Au blocat toată activitatea tot. de ce? Bucureștiului. Pentru că dacă semnezi ceva și îți vine un procuror, zice, ai semnat cu încălcarea legii, ai emis un act sau ai adutat un act administrativ sau un act civil care, nu știu ce, abuz în serviciu, s-a terminat de la 2 la 7 ani. Și atunci a zice funcționarul public, știi ce? Alții au fost condamnați pentru că au semnat un act, dar când n-au semnat, n-au fost condamnați. Și atunci nu semnez. Dar îți blochează tot. Asta înseamnă blocaj de ce înseamnă fonduri europene. Deci, vă dați seama, România, momentul de față, că e o problemă cu funcționarii mei, dacă vrei să te blocheze cineva, ăștia sunt funcționari. Eu am văzut și în Parlamentul European, deci ajungi ajuns, de exemplu, ca un proiect de lege sau o chestiune pe care o propui să fie blocată printr-un sertar și tu mai ai pe unde e blocat. La fel se întâmplă și la nivel de stat. Ori tu dacă vrei să ai un stat care e funcțional, care într-adevăr lucrează în favoarea cetățenilor, ai nevoie să spui la punct tot ceea ce înseamnă partea aceasta de funcționare publică. Adică, domne, să intre cu examen, să intre pe calificări, nu contează opțiunea politică. Pentru că, vă spun un lucru, tu ca partid, nu e în interesul tău un fond ca atunci când vii la putere tu să ai o funcționare mai publică. Să, care să profesionistă. lucrezi cu profesioniști, exact, exact. pentru că îți crește credibilitatea. La evident. Acum mai este un aspect aici de ceea ce înseamnă școală de partid. Politică efectiv. Noi în România, de exemplu, noi nu mai avem așa ceva. De la se încoace, nu s-a mai discutat, uitați-vă la dezbatere publice din România, toate atacul la persoană. În România nu mai se discută pe proiecte, nu se mai discută pe idei, nu se mai discută de genul, băi, eu peste 5 ani, peste 10 ani, unde vrem să fim cu țara asta? de la punctul A la punctul B. Cum ajungem până la... Nu se mai vorbește de chestiunea asta. Și un exemplu concret acum e scandalul Băstroie, cum a fost uh, zilele acestea în România. Efectiv, deci tu aveai, se discută în momentul de față la nivel european, la nivel mondial. Ucraina va deveni cel mai mare șantier, efectiv, din, din Europa, cel puțin. Va fi un al doilea Marshall Plan acolo. În loc să intrăm și noi cu business noastre, să facem o chestie... Păi noi ne preocupă chestiunea cu Băstroie. Că acum să aflăm, după ce s-a mă rog, s-a da. așa, toată lumea, că de fapt i-au notificat statul român din august 2020 sau 22, ceva de genul. Păi, domnule, de ce n-a reacționat nimeni? A știut de lucrurile astea, că și eu am fost întrebat, de ce n-am reacționat mai? Zic, stai un pic să vedem. S-a știut, au notificat i a făcut cineva ceva, ca acum să descoperim că au, i-au notificat din august. Că au respectat procedurile, practic, dar noi le-am neglijat. Exact, dacă tu, dacă tu ești pasiv, nu? Îi spun domnule, aprobare tacită. Adică n-au zis nimic, înseamnă că nu sunt contra. Ori, vedeți, aici iarăși ajungi unde ai nevoie de profesioniști și de oameni cu atitudine. Că putea foarte bine cineva de la Ministerul de Externe să sune la partea ucraineană și să spună, domnule, nu e ok ce vreți să faceți. Ne opunem pentru că și vii cu argumente. Adică, un subiect de genul acesta nici nu trebuia să-ți ajungă un scandal public. Nu trebuia să ajungă scandal, adică să trebuia rezolvat, cum să spun, în faza incipientă și nu s-a făcut. Și atunci vă dați seama cineva care se uită la România, și m-au întrebat și pe mine, zic, bă, vă sunteți normal? Și eu zic, de ce? Deci toată lumea vorbește acum, a zice, despre planul acesta Marshall de cu Ucraina, de reconstrucție. De, vă dați seama, să vă lipi bani, și voi fă... acolo cu niște proiecte, bă, cu, cu, niște... Ceva, măcar să duci piatră, dacă nu ești capabil normal, de altceva. să faci niște bani, să mai... Exact. Și voi vorbiți de chestia asta, cum a zice? Un asemenea subiect nici nu trebuia să ajungă subiect. Să ajungă scandal, adică să trebuie rezolvat. Nu este intenționat făcut un scandal ca să distragă atenția opiniei publice de la alte chestii mult mai grave sau Tind să cred că da Pentru că a mai fost încă un scandal Când Zelenski a fost în SUA Și a vorbit în fața Congresului Iarăși, toți ochii ați țintit pe Zelenski domnule, îți place de el, nu-ți place Nu contează, aici vorbim de repet, de politica de politică externă De politica externă, exact Politica externă nu e pe sentimente E pe interese Care e interesul României? Păi dacă toată lumea vorbește de Ucraina Și toată lumea e cu ochii pe Ucraina Păi tu, de, de, lumea sunt a împărțit în două părți Ești pro sau anti? Nu mai există loc de mijloc ori când toată lumea era țintită cu ochii pe Ucraina și pe discursul lui Zelenski din Congres, pocnește scandalul cu legea educației din Ucraina. Legea educației care fusese validată de Comisia de la Veneție. Și te duci să vezi cine face parte din parte, cine reprezintă România în Comisia de la Veneție. Bogdan Aurescu, ministrul de externe. Adică, domnule, tu, ministrul de externe, vii și sari după ce îi adoptă legea în Parlamentul în Ucrainei... ta și cu votul tău, nu? Exact. Domnule, dar de ce n-ai zis acolo? Da, legea are foarte multe carențe, vor trebui să o corecteze, dar problema mea este de ce ai permis? Că să trebuie rezolvat... De ce ai la timp? să domnule, ieși atunci când e în faza de discuții, de dezbateri, de cutare, condiționezi, spui, nu? România ajută Ucraina foarte mult, în modul știute și mai puțin știute. Domnule, dai pârghii, să... dai stat. Dar aici, aici, e o carență pe care România o are. Și cred că vine și dintr-o poate frustrare sau nu uh, știu cum să o numesc. Hai să ducem frustrare istorică. Vedeți, România și spațiul acesta a fost la confluența dintre trei imperii, dacă ne uităm istoric. Între Imperiul Otoman, Țarist, austro -Ungar. Păi, la noi tot timpul când două dintre aceste trei imperii se înțelegeau, făceau pace dând bucăți din țările române. Și uitați-vă, Austrie au ocupat Oltenia, după aia s-au înțeles cu otomanii, au dat înapoi, Au ocupat Basarabia, au dat după aia. Adică noi eram un fel de monedă de schimb între alții. Și asta ne-a făcut să ne, ca, mă rog, ca să rezisti în această zonă, să fii cumva, pe, după principiul, capul pleca să avea Și atunci e, încearcă să fii ok cu toată lumea, că nu se știe cum este. E o moștenire genetică, să înțeleg, nu? <coughs> e cum ar zice Carl Gustav Jung îți există în mentalul colectiv, o astfel de, de, poziție, să spun, unde ai impresia că dacă stai cu minte și cu capul la cutie, o să-ți meargă, o bine. să -ți meargă bine și cumva treci târâș așa să nu te vadă nimeni. Ori politica să nu se mai poate face în felul ăsta. Și uitați-vă la Ungaria, o țară mult mai mică decât noi, cu mult mai puține resurse, n-are acces la mare, ajunge să facă politică regională. Și ce este care inadmisire. conducători bărbați de, de stat. Eu cauza, sunt exact. fan Orban, cum sunt fanul ăsta, așa sunt fan Orban, pentru că are curaj, de cu pumnul masă, își iubește țara, că toți zic, dacă insist prea tare sau dai cu pumnul masă pentru țara ta, imediat te bagă extremist, naționalist. Nu, auziți, vă spun un lucru. Țările mari tot timpul stau la masă cu câștigătorii, cu învingătorii, indiferent cine să ia. Deci ideea aceasta că, domnule, că da, unora nu le place de Orban. Sunt anumite politici publice pe care Orban are, care nici mie nu-mi plac. Pe chestiunea ce face cu maghiarii în Transilvania și altele. Dar nu pot în același timp să nu remarc modul cum își apără interesul său statal. Că poate nu sunt de acord întotdeauna cu el, asta e altă, altă discuție, dar luptă pentru un interes al lui. Exact, asta vreau să spun. La noi, din păcate, când se pune în discuție o chestiune ce privește România, auziți în dezbatere publice, să vedem ce spune Bruxelles, să vedem ce spune Washington. Păi stai omul un pic, dar oare Bucureștiul, ce spune cetățeanul? Da ăla din Călăraș sau din Suceava sau din Iași. Adică nu poți tot timpul să te raportezi la ce spun alții. Dar interesul tău statal, care e? Și asta știu din SUA. De exemplu, că nu, în decursul timpului am uh, făcut foarte multe acțiuni de lobby, să spun, pentru a sprijini țara, inclusiv în Congres. Și când venea câte o delegație românească, cei din Congres mă sunau după întâlnirea cu ei. Zice, bă, da, ai voști, de ce nu cer niciodată nimic? Asta, asta era genul. zic, cum adică? Păi zice, noi veneam cu lista. Trebuie aia, trebuie aia, trebuie baze, chestii, ce discutau ei. Și ăștia ziceau, da, zi, nu... da. Nu vreau nimic la în contrapartide. Nu vreau nimic. Și da. americanii trebuie, dar voi ce vreți? Păi nu, noi nu suntem ok. Facem ce zici. Mă da, ok. Nu. Ce da. caută Helvig acum la CIA acolo? Asta nu știu, vom afla. Cu jalba îmbruzat. Dar nu știu dacă e de bun asta. Când au mers tot timpul, când a mers un, un șef sau un director din asta de la Dar Să vă pricepeți mai bine că sunteți de atâția ani în domeniu. Sunt legături de astea friendly între servicii secrete de anumite state? În ce context poți să fi să, să, merge mergi la un alt serviciu secret? Adică... Acum SRI-ul se tot laudă că are relații bune cu serviciile americane și mai mult ca sigur or fi existând pe filiera NATO și pe alte lucruri. Faptul că un azi... Aici arăși o chestiune. Pentru că sri dacă stăm și ne uităm, este un serviciu de informații care uh, culege informații pe intern. Normal ar trebui să fie un serviciu pe extern. Urmă de, dacă SIE, ne... de exemplu, Trebuie să meargă șeful SIE, de exemplu. Dacă mai există acest serviciu, dacă mai există. Pentru că dacă vă uitați la modul unde și înspre uh, ce servicii se îndreaptă banii, o să vedeți că în foarte uh, mare măsură se îndreaptă banii în România spre servicii interne de informații pe internet, nu doar seriu, că aici intră DJI, știi, bă... DGIPI, și STS, SPP, nici nu știi câte mai sunt. Da. Și foarte puține se îndreaptă către SIE și către serviciul de informații alarmate. Alarmate, că aici are, este un serviciu despre care puțină mai știe. Am întrebat o pe cineva din armată, zic, bă, dar zic și mie care e diferența, zice, zic, între, zic, între unul și altul. Păi zice ăla de la armată. Îl îți dă informații despre dinamic, ce tun folosește, ce calibru, ce cutare. Ăștia la zice, habar nu au. Păi și ăștia la zic ce informații vă dădea? Da? Păi zice kiloțărel din astea, că s-o dus la cu ăla, că nu știu ce, dar zice pentru mine ca general. Zice, nu era eu, nu? constructiv. Păi exact, zice eu am nevoie să știu și se vede în Ucraina acum. Uitați-vă în Ucraina, de exemplu, cine are un cuvânt foarte tare de spus în Ucraina, la tot ceea ce înseamnă uh, partea aceasta militară. șeful serviciului de informații al armatei, că ăla știe, tunul, tancul, nu știu ce, calibru, dimensiuni, nu știu ce. Ori, noi din păcate am ignorat în România partea aceasta. Eu am fost tot timpul un critic a tot ceea ce înseamnă chestiunea cu serviciile, că, mă rog, pe mine mă... Uh, și aici am o, mă rog, provenit dintr-o familie persecutată de securitate pentru motive politice și religioase, am o reținere față de tot o ceea ce reticențe. înseamnă. Da. Dar înțeleg rolul. rolul și conjuntura și mediul în care suntem. Dar tocmai din acest motiv vin și spun, dacă vrei tu, tu să fii mă rog, remarcat să spun și să iau un cuvânt de spus pe tot ceea ce înseamnă, mai ales politica externă, Păi interes și tot ceea ce înseamnă politica externă, nu pe intern. Deci acum ați văzut, se dorește să se face un portal pentru avocați unde STS-ul și SRI-ul să fie cei care controlează schimbul de informații. Adică dacă nu vei discuta cu avocatul tău să te monitorizeze aia. Păi dar tocmai asta e ideea... Uh, uh, e avocat. Avocat și confidențialitate, există un privilegiu, exact. confidențialitate între client și avocat, nu știe sri -ul. După aia îți vin acum cu identitatea digitală. Am și văzut recent -mi actualul ministru al digitalizării unde vin și spune, vorbești vorbește despre o mă rog, să ți să dea un, un, EID, se numește, cu care să te poți conecta online și să, poți, să te poți conecta pe diverse site-uri ale, ale, statului, ale guvernului, chiar în bancă. Adică e o problemă aici. Cine controlează toate astea? sri -ul. Și atunci stai și te uiți și te gândești, domnule, mai avem noi de fapt democrație în România? Pentru că dacă ajungi ca un serviciu secret, repet, pe chestiuni ce țin de serviciu secret, de culegere, de informații, de spionaj, ok, ocupă-te acolo. Dar deja când treci pe chestiuni ce țin, de justiție, de politică, licitații. de economie, licitații, domnule deja ai trecut la vecini. Adică e o problemă. Când în și la urma urmei ce înseamnă democrație, un principiu de bază al democrației este separația puterilor în stat. Or tu dacă autoritate, să spun cum, e și SRE-ul care e autoritate curată în Constituțional. Dacă ăștia intră pe. Terenul altora. Deja ai distorsionat tot ceea ce înseamnă echilibru democratic într-o țară. Și ne întoarcem iarăși la ideea despre care spuneam, despre toți acești incompetenți în funcții publice. Păi să știți că sunt o serie de funcții publice unde nu ajungi decât dacă ai avizul SRI-ului. Și atunci stai și te gândești, domnule, ăștia, când au dat avizele respective, au știut ce calitate au oamenii respectivi sau nu? Sunt în comisia de supraveghere a SRI oameni care sunt cercetați penal și cu dosare penale. E posibil așa ceva? vă dați seama ce liberi sunt oamenii respectivi. Păi asta vă spun, adică deja e un semn de întrebare, pentru că eu am observat în ultima vreme că în funcții publice, în poziții cheie în stat, în, în stat ajung oameni cu schelet în dulap, șantajabili. Da. Oricare au avut Da, probleme. Ce, știți ce se întâmplă? În America ați văzut, e un scandal imens acum, cu, scandal, a spune, e o dezbatere. Că după ultimele afirmații ale directorului FBI cu privire la sursa uh, virusului ăsta COVID, și automat FBI a spus, am comunicat către o serie de congressmen și senatori, nu știu ce, informații cu tare cu tare. Pentru că acolo chiar există controlul civil asupra serviciilor. Ceea ce în România nu există. există. Și de ce e important acest lucru? Orice, și nu doar servicii orice organ de stat, autoritate de stat, când simte că are o putere și nu, nu e controlat de nimeni, tendința băi, umană este exact. Să, băi, vreau și mai mult putere. Normal. Și încep să joci să spunem, în ligi unde nu e locută. Intri în politică, intră acolo. Și tu ai nevoie de acest echilibru. Tocmai pe ideea de a nu face greșeli. Iar dacă există o greșeală făcută, să o poți să o remediezi din timp, până nu-ți creează un, un damage, cum să spune, un, un, un prejudiciu care e foarte greu de reparat. Cum exact cum s-a întâmplat cu justiția. Pentru că dacă vă uitați, am fost, țin minte, în 2015, prima voce din afara României care a vorbit despre abuzurile din justiție. În afara României mă refer. Și le atrăgeam atenția tuturor. Am scris și la Congres. Erați în America atunci. Da? Nu? Și am scris, domnule, aveți foarte mare grijă. Pentru că îți vin tot felul de ambasadori care habar nu au despre ce se întâmplă în justiție, vin doar cu aceeași propagandă pe care o citesc și ei în presă. Și spun că tot ce se întâmplă e ok. În spatele acestei propagande se întâmplă niște abuzuri de nedescris. Și când va pomni chestia asta, zic, va nărui tot ceea ce înseamnă încrederea românilor, nu în justiție neapărat, în vest în valorile vestice și se vede chestia asta acum. Pentru că, mă rog, și îmi spunea unii, zice, am făcut noi sondaje, zice, românii nu o să fie niciodată proruși. Zic, da, noi nu o să fim proruși pentru că e o chestiune istorică în spate. Dar faptul că cineva care a crezut în orb, în tot ceea ce înseamnă valori europene și valori vestice, ți se întoarce dintr-o dată și îți devine neutru, sceptic, asta doar datorită vouă se va întâmpla. Și se întâmplă acum, uitați-vă la toate sondajele care, care pe piață. Și de e important, vedeți, să ai, să ai, acest echilibru. Adică, da, e ok să duci anti anticorupție, dar în momentul în care s-a făcut cu abuzuri, nu e mai ok și e important să vorbești despre asta. Și în fond și la urmă, ormei calitatea unei democrații e dată tocmai de faptul că există genul acestea de dezbateri publice. Nu le, nu le atrofiez. Uite, de când e Iohannis, țin -mi minte când a fost scandalul cu implicarea serviciilor în justiție. Zice, sunt informat și am fost informat. Pentru el atât la atâta s-a rezumat. Păi, tu ești președinte, mă. adui la masă și pe unii și pe alții, spune, ați trecut de linia roșie, înapoi în cazări, ieșiți din instanță, ieșiți din cutare. Și... Mie mi s-a părut Iohannis total depășit de poziția lui de la început, de, de, a dat semne de la chiar de la început, de, acum a zis că o montat ăștia robotul ăla la, la guvern da. acum vreo două zile și acum ce, cei de la guvern văzând că este un robot la Cotroceni și au făcut și eu un robot ca să fie... Da, Doi nu. roboți. Deci, mă rog, la și pe ciucă care îți vorbește numai în fraze din cuvinte monosilabice sau Știu că prim-ministru... Uh... Da, 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 care după 5 minute a zis doamna asta stălenuța. E bunica, dureros, da, zicem. e dureros, domnul Tereș. Adică noi stăm aici la masă, vorbim, dar când te gândești ce oameni ne conduc, e foarte dureros. Pentru că nu are cum țara să îndrepte într-o direcție europeană, cum a spus dumneavoastră, într-o direcție democratică, într-o direcție bună cu, cu oamenii ăștia la, la, conducere. Eu de aia sunt îngrijorat că eu sunt ca și dumneavoastră, îmi iubesc țara foarte, foarte mult, de aia sunt și aici, puteam să plec de acum 20 de ani și în America, am avut niște oferte foarte mari după ce am terminat școala acolo, dar am rămas în țară și fiul meu ăsta mic a făcut facultatea la Londra și a rămas în țară și fiul meu la mare e preot și a rămas în țară. Deci eu îmi iubesc țara foarte mult și oamenii mă acuză că zic, domnule, că mă întreabă tineri, domnule, ce să fac după ce zic, domnule, du-te afară, pentru că văzând cât e de corupt sistemul și ce oameni conduc, nu văd omul ăla să aibă un viitor sau o șansă aici în contextul actual. Cum a spus asta, dacă se schimbă lucrurile, da, dar în momentul ăsta în care vorbim noi aici, eu nu văd o soluție sau o șansă pentru un tânăr competent care ar vrea să facă ceva. Să știți că soluția de a schimba lucrurile în bine tot, tot în mâna noastră și în primul rând e prin vot. E important ca prin vot să aduce efectiv, efectiv alți oameni în politică, Alte partide de care vorbesc și pun pe primul loc exact lucrurile despre care noi am vorbit. Patriotism, țară, interes național și după aia restul. Uh, eu... Dacă 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 nu faci lucrul ăsta și ai în continuare, uh, mi-aduc aminte acum că am fost zilele trecute în Apuseni, chestiunea cu agricultura. Păi e posibil ca în România 75% din mâncarea pe care o consumăm să vină din afară? E ceva incredibil. Indică că tot vorbezi, să se mărească pensiile, salariile, da, să se mărească. Dar cu, indiferent cu când mărești pensiile, omul ăla trebuie să mănânce de două, de trei ori pe zi. 75% din banii pe care uh, crescuți, de pensie, de salarii, pe care omul ăla cheltuie pe mâncare, Ei merg în afara României. Ori tu ca și guvern, primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să ai de unde să mărești ulteriorul, salariile și pensiile. Dom'le, dă tu măcar de mâncare la oameni, dacă nu poți face altceva. Dă de mâncare. Și am putea da de mâncare nu doar pentru... 18 milioane sau mai rămas în țară pentru 80-90. Să spun o mulțime de studii. Asta e o chestiune foarte simplă. Chestiunea cu turismul, de exemplu. Te duci în Italia, te duci în Toscana, am fost azi vară și acolo mi s-au deschis ochii. Zic, om, am mers la o familie din asta care se făcea uh, turism rural, de asta, nu? rural și se explica, să vezi, piatra asta, nu știu, fai, păi, mă, și gândeam, zic, măi, ziceam soție, zic, dacă ar veni ăștia în Transilvania, și să-ți facă o drum din Transilvania pe la cetățile, inclusiv pe la bisericile fortificate și prin Maramureș, după aia să-ți în Bucovina și să-ți vină jos prin Delta. Și da, ai terminat. Da, ai drumul pentru așa ceva. Nu, păi, nu numai asta, dar ai o gândire, un brand de țară ca să poți să promovezi. Nu ai. Avem o frunză făcută păi, de bun, dă avem, mă, mă, Ați văzut? <laughs> Deci aici, aici eu de, cred potențialul inter... e imens. Eu cred că intenționat s-a vrut să nu avem infrastructură ca să meargă românii în afară să scheltuie bani în afara țării. Așa cum când am aderat la Uniunea Europeană am avut condiții de a închide anumite fabrici, anumite uh, chestii care dădeau de muncă oamenilor și atunci oamenii s-au văzut forțați să ia calea Occidentului. Pentru da. că eu ca om de afaceri văd că Occidentul a ajuns la supraproducție și mai ales vorbesc de anii 90-2000 în care nu mai aveau forță de muncă și atunci bă, terminăm pe aia, din punct de vedere economic și ei vor fi nevoiți să vină să muncească pentru noi pe 2 lei. Așa văd eu lucrurile. Adică, nu aș vedea un neamț sau un englez, sau un spaniol, sau un italian să facă muncii pe care le fac românii în, în, în afara țării. Adică, eram. E, e adevărat ce spuneți, dar ce spuneți e o constatare, să spun, din partea cealaltă. A, a da, eu, eu vă zis spune ca și în partea asta -altă. De -aia -am... am vorbit cu cineva care a fost chiar uh, partaj la negocierile uh, privind intrarea României în UE. Dacă ne uităm în spate, o să vedem că în 1992, după tratatul de la Maastricht, se schimbă concepția despre comunitatea economică europeană în Uniunea Europeană. Și printre criteriile de, ale unei uniuni mai tare a fost și criterii politice. Până atunci nu au fost criterii politice. A fost efectiv o comunitate economică care a pus pe primul plan interesele economice. economice. Pe ideea părinților fondatori ai acestui proiect european că a pace prin prosperitate. Adică, dacă unul are cărbune, celălalt are oțel, celălalt are, nu știu, grâne, bă, le punem în comun ca să nu ne mai omorâm între noi. Noi aveam forță de muncă, nu? Exact. Ca aici se întâmplă. Dacă vă uitați, vestul era într-o recesiune în momentul de față, în finele anilor 90, 80. Cade cortina de fier. Ți se deschide automat piața estică. Ai peste 100 și ceva de milioane de noi consumatori, să spun, care ăștia erau formați la școala comunistă. Deci erau profesioniști din punctul ăsta de vedere și era o piață nouă de desfacere. Și atunci au schimbat condițiile de aderare. S-au venit cu criteriile de la Copenhaga, dacă vă uitați. Unde a spus, să trebuie stat de drept, să trebuie economie funcțională. Ce înseamnă economie de funcțională? Să-ți distrugi tu din țară toate fabricile care puteau să fie posibile competitori la fabricile din vest. Și asta s-a și întâmplat, țineți minte, că se vindeau fabrici pe euro, pe sau pe dolar, nu pe un leu. Ziceau, domnule... Vă spun ma Comtimul de la Timișoara, care exact. lor închis că au zis că nu-i bun și lor au făcut peste granițe la unguri. După exact. exact același lucru. Adică exact. fiind în Timișoara... Deci a fost gândită chestiunea asta. Ei, în 2004, în decembrie, să încheie negocierile pentru el Nu, e vine Băsescu, spune, nu, domnule, redeschide. Și s-au redeschis. Și să are loc o nouă negociere. De fapt, o negociere, o tranzacție, așa mi s-a și spus. Și de o parte la MSST-a Uniunea Europeană, de o parte România. Și discuția a fost ceva de genul: uh, care ce pune? Și partea română zice așa. Vă oferim piață de desfacere și forță de muncă ieftină și bine pregătită. Și Europa zice așa. Noi vă oferim produse pentru piața de desfacere și locuri de muncă pentru. Nu de aceeași calitate cum sunt la exact. supermarket în Germania, dar acolo pentru Corect. colonie, da? Și atunci se întâmplă următoarea chestiune. Ce fac România? Vă duceți aminte, în 2010 a fost un scandal imens în România, unde Băsescu era președinte și se punea problema că zeci de mii de medici au spus că vor pleca din țară, pentru că salariile erau efectiv. Da, 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 da. Și dacă vă uitați pe internet, sunt și acum afirmațiile lui Băsescu de atunci, unde a zis uh, cui nu-i convine să plece că mă rog, se facă mai mulți bani în vest și să trimite bani acasă. Da, face. bani în vest și trimite bani acasă. Dar cu banii care îi trimite acasă, ce face omul? Cheltuie. Să cumpere ce? Produse făcute Produse acolo. Făcute afară. Și remarcați că tot ce înseamnă plus valoare, la absolut orice bun și serviciu care se vinde în România, se duce acolo. Pentru că noi am ajuns să exportăm materie primă, exportăm forță de muncă și cumpărăm produs finit. Și atunci tot ce înseamnă plus valoare rămâne la ei. Ori aici ai nevoie să schimbi. Efectiv, acest, acest flow, cum îi spune, mișcare, să spun, circuit al banilor. Adică, ai nevoie să pui la punct agricultura, ai nevoie să pui la punct, n a zice neapărat industria că e complicat aici, durează ani de zile să o pui, dar sunt anumite segmente din economie pe care le poți pune la punct și să începi să, încep să uh, produci. Sunt foarte multe servicii pe care România le poate oferi. Sunt foarte multe bunuri pe care România le poate pune la dispoziție, în primul rând, pentru piața internă. Vorbeam cu cineva din uh, sectorul agricol care îmi spunea România are nevoie de 4 milioane de porci în plus față de cât produce în momentul de față ca să nu mai aducă din altă parte. Păi vă dați seama ce înseamnă asta. Ar fi un milion de familii care la fiecare 3 luni de zile ar putea să dea un porc de 100 de kilograme. Asta înseamnă că ai scos un milion de familii din sărăcie. Du-te oriunde în țară, în orice ai găsi, inclusiv în comunitățile de romi. Ai găsi, de deci ce ai putea forma, cultiva în sensul acesta și vă spun, în doi ani de zile ai scot-i din sărăcie. Dar asta ar însemna să ai un sistem pus la punct unde omul să știe, am crescut porcul, vine cineva și milia. Ori noi nu avem chestiunea asta. În perioada pandemiei vorbeam cu o serie de uh, camionaci, că i-am întrebat, domnule, păi, ce nu mai putem transporta cât cum transportam. Acum zice, ce duci? Păi ce aducem carne de porc din Spania? Și eu zic, bă, dar la ce preț să vinde dacă aduci din cele la cap? Păi zice, mai e mai fină carnea din Spania decât asta din România. Zic, bă, nu se poate. Dar economic, zic, nu are, nu are sens. Cum? Păi zice, aia primește foarte multe subvenții din partea statului spaniol. Ori suntem și noi. Noi ni s-a vorbit despre așa numită economie de piață. Noi nu mai avem economie de piață în Uniunea Europeană. Economia de piață este de genul vestul sălbatic. Ai intrat pe piață, ești bun. Reziști, nu ești bun, ai plecat. Nu se mai întâmplă asta. Fiecare stat la nivelul Uniunii Europene are interese statale. Adică un stat își susține cu tare sector, alt stat, celălalt sector. Care e sectorul pe care România îl susține? Niciunul. Am mers să vară într-o uh, scurtă vacanță în Paris, de exemplu, cu soția, după, după o ședință din asta pe care am avut-o la Strasburg. Zic, luăm TGV-ul, mergem la Paris. Păi ne-am dus acolo. Nu vedeai, nu vedeai, uh, mă rog, ce vezi aici, de exemplu, Ocean și toate uh, multinaționalele Superman, astea, da, supermarketul. Domnule, da, da, da. vedeai la colțul, la, la colțul fiecare străzi câte un mini-market. Dar dacă ai văzut unul știu eu, la câțiva kilometri uh, pătrat, să spun. Pentru că au zis, domnule, preferăm să avem la fiecare colț de stradă, pentru că asta îți oferă loc de muncă. De, eu, eu, Încurajează economia locală, economia locală. Cumpără de la producătorii locali. Exact. Ori noi nu avem asta. La noi, efectiv, e un vest, eu, adevărat, vest sălbatic aici. Nu la fiecare colț, unul lângă altul, unul lângă altul. E obligat, chiar când era Băsescu primar, că povestează de Băsescu, e obligat să închide toate supermarketurile astea mici de cartier și locațiile astea. Minimarketul. Minimarketul mini astea e obligat să închide ca să vină ăștia mari de afară și să cumpere oamenii produse de o calitate îndoielnică în loc să stimulă da, dar ei și-au creat, un lucru. Ei prin aceste supermarketuri și-au creat deja locul de desfacere a propriilor produse. Că de ce să plâng cei mai mulți producători și din România și nu avem unde desface? Că degeaba mergem la piață. Păi zic, da mă, că tu te duci la piață zic când te duci. Păi mergem dimineața, da. Dar ăla care îți cumpără, potențialul cumpărător, ăla merge la lucru. Ăla vine de la lucru la ora 4, 5, 6 după masă, păi tu eu deja nu mai poți sta la ora aia. Evident că nu mai poți sta. Și atunci tu ar trebui să poți să-ți desfaci produsele alea, nu tu, să ai un sistem unde să se vândă. Unde? Păi dacă toată piața e acoperită în momentul de față de aceste supermarketuri care au tot interesul să-și desfacă propriile produse, nu să le desfacă paletale? Și, și aici Cu fermele astea, eu v-am zis că crescând la țară în județul Arad, am prieten și a avut o fermă de vaci, are, nu știu, 200-300 de vaci, a cumpărat din Holanda, din Holanda a investit, de astea Holstein, nu știu ce, și se plânge că aruncă laptele că nu îl cumpără nimeni, da. pentru că ăștia de, de supermarketuri astea cumpără lapte din străinătate sau fabricile care procesează lapte în România cumpără din Ungaria și din alte țări vecine. Da, dar se mai întâmplă un lucru. Se, uh, firmele mari, de exemplu, producătoare de produse lactate din vestul Europei, au ferme în România, iau latele de aici, îl duc acolo, îl procesează și după aia ne vână un produsul finit. Pentru că plus valoarea asta mi-a explicat și cineva care e specialist pe sectorul acesta agricol. Zice banii să fac, nu când vin, zice, porcul pe picioare sau vițelul pe picioare. Să face când vinzi produse finite. La procesare. Ar, zice, procesate. Și noi, noi asta n-am pus la punct. Ori, uitați-vă noi, puteam prin acest program PNRR, că tot ați auzit despre el, de fapt, să facem chestia asta. Un întreg lanț de procesare, de producție a acestor uh, uh, produse tradiționale, să spun, care nu s-au făcut. Dar După ce s-a accesat PNR-ul? Zice, să închidem ce e Oltenia. C Au închis ăla cu ce e Hunedoara, l-au închis. Să închidem și ce e Oltenia. Păi, eu am și scris public, am și vorbit și cu premii, ultimii doi, trei. Zic, mă, oameni buni, zic, 20% din curentul pe care îl produce în momentul de față România, care nu-ți acoperă întreaga nevoie, că mai importăm 20%, dar ăla 80% pe care, îl import, pe care îl producem, 20% din ăla zic că e produs de cea e oltenia, pe cărbune. Ce faci mă dacă închizi și aia? 40% voi vă dați seama, zic, ce înseamnă 40% din energie să o duci de la alții? Păi ești efectiv, ești, ești, ești dependent, ești, ești dependent, terminat. Exact. Nu mai e suveranit. Ce independență? Păi da, dar stai să vezi că Uniunea Europeană de nu știu ce bani. Zic, domnule, terminați cu prostiile astea. Uitați-vă la Germania, de exemplu. Germania închide ferme eoliene ca să redeschidă, mine din astea de procesare a lignitului care se procesează la suprafață. Noi închidem. Noi ne-am obligat să le închidem, Nu ne au obligat. Noi ne-am asumat că aici este o nebunie. Exact ca și cu pensiile astea speciale. Deci, România este în România. Vestul, sau ce-o fi, cu cine e în război? Este un război în Ucraina. Hai să o reformulăm așa, ok? Păi tu în momentul de față unde vezi că toate țările pun accent pe renarmare, pe armată, pe toată partea asta. Asta e. Tu vii și spui, le tem la ăia salariile și pensii. Ca așa a cerut nouă Comisia Europeană și Banca Mondială. Și eu am și spus, am avut o dispută din asta vehementă cu mai mulți într-un studiu de televiziune. Păi zic, mă, nu există. Păi zic, noi nu avem împrumut de la Banca Mondială. Cu ce condiții vine aia să ne spune nouă, tăie salarii, tăie pensii, tăie cu Măi, nu, nu, că noi am zis. A, deci voi ați spus. Voi din slugărnicie v-ați dus la Banca Mondială. Ați plătit zi milioane de euro ca aia să vă facă un program cum să tăieți voi pensiile. Păi asumați-vă politic. Dacă voi considerați că România nu mai are nevoie de armată, nu mai are nevoie de judecători, de procurori, păi zi așa și atunci tai la toți pensii. Sau salariu. O România are nevoie și de unii și de alții, dar asistăm în ultimii ani de fapt la, o, la această renaștere a discursului marxist, care era și în perioada instaurării comunismului și uh, stalinismului în România, unde îți vine câte un partid politic, cum a făcut și USR-ul, cu teoria pensiilor speciale. Și atunci ți ia poștea pe cu pensiile speciale și ți pune contra largii majorități, să spună, oamenilor care au pensii normale. Și atunci zic, a, deci de aia nu aveți voi pensii mai mari aici, că să-și las cu pensiile speciale. Ori adevărul undeva la mijloc. Există unele pensii, de fapt nu sunt speciale, sunt pensii de serviciu, care sunt efectiv nenaturale, să le spun. Că nu poți avea pensie mai mare ca salariu, aia trebuie corectată. Nu poți avea pensie de 100 de... Stădie... Nu poți să iei pensie mai mult decât ai contribuit pe parcursul vieții... Corect. La... Exact, asta e chestia de contributivitate. Da. Dar în același timp, nu poți să spui că din cauza ostra nu sunt bani din coace. Adică trebuie să fii corect cu oamenii. Există o problemă aici, o rezolvi problema, nu poți să-i minți pe ăștia pentru că și dacă le tai pensiile ăștia nu-ți ajung banii din coace. Ori, din păcate, în România nu ai genul acesta de discuții deschise, corecte, ca, să, ca oamenii să înțeleagă ce se întâmplă. Pentru că riscul este că setezi niște praguri de așteptări foarte mari și niciun, niciun, niciun partid politic nu va putea să furnizeze lucrurile pe care le-a promis. Și uitați-vă la chestia cu pensiile speciale. Și o să vedeți că rom... să țineți minte discuția de asta. Pensiile se vor rămâne. Că își ridică în cap și magistrații și cutare. Și eu știu poște cum să. Zice, bă, știi ce? mă mai am mai făcut și eu nu știu când, nu știu ce. Ajung în față la un procuror, după aia la un judecător. Nu am chef să mă curenteze. Nu? Și atunci la magistrați rămân. Da, la militar. Păi stai că la militar acolo și serviciile, acolo și nu știu ce. Păi nu vine de la servicii, bă, băiatul, nu? <gură> și o să vedeți cum o să le rămână la aște pensiile, bă o să le și crească. Păi și nu să se. am înțeles ia... deja în ultima perioadă. Păi da. Și nu o să se ia nici banii de la PNRR, niște tranșe, pentru că România și-a asumat faptul că va uh, termina cu pensiile speciale. Ori asta înseamnă, vedeți, o prostie efectiv. Ce treabă are, dacă, dacă la nivel european s-a agreat ca România să primească, cum a primit fiecare țară, zeci de miliarde de euro pentru a-și repune la punct, să spun, economia. de ce ai venit să condiționezi banii respectiv de reforma pensiilor? Nu că n-ar fi necesară o reforma pensiilor, dar eu o faci necondiționat de banii ăștia. Pentru că una, una, alta, alta. Reforma pensiilor și când a fost Ogulța Vasilescu, de exemplu, ministru, ministra muncii. Da. Păi a durat ani de zile până a ieșit colege. Pentru că nu poți să faci asta într-o săptămână. Vă dați seama că sunt felul de chestii. Asta înseamnă să tai de 10 ori și când măsori să fie tot scurt. Am citit acum în presă, cred că sunt 3-4 luni de zile cu PNRR-ul, cu condiție și am înțeles că intenționat au făcut au, au pus la aceeași, în aceeași oală pensiile astea care spuneți noastră -mi, ale militarilor, ale polițiștilor și astea cu pensiile de serviciu ale parlamentarilor și astea tocmai ca să nu se poată rupe. Deci, se nu se poată rupe și să le taie doar palea să le lase pe alea. Și atunci ei zic, domnule, cum să te în pensia la un militar care a luptat nu știu unde, până Afganistan sau toată viața, sau la un polițist da. care a stat sau luptat cu infractorii, nu avem cum să le tăiem și beneficiază și ceilalți care s-au lipit de... Exact. Deci a fost păi o, aici, o, strategie. Exact. Și aici și de fapt, știți care e problema? Că aici a fost în primul rând vina USR-ului, împărtășită de PNL, că ei erau la guvernare, și acum văd că și PSD-ul susține aceeași chestie. Ori aici trebuia să vii să spui, să fii sincer cu oamenii. Domnule, este o problemă cu pensiile. Da, unele chestii, unele pensii care sunt efectiv total nesimțite, unde ai pensiile mai mari ca salariu. Domnule, nu se poate așa ceva. Adică oricât ai vrea să-mi spui, nu există un astfel de drept. Asta e un abuz. Domnule, l-ai corectat. Dar nu poți să vii să spui, le tăiem la toți ăștia că de aia n-aveți voie aici ca au lați din coace. Asta e o teorie marxistă. Nu sunt bani pentru pensie, de ce? În primul rând că statul nu colectează, TVA-ul. De ce nu colectează? Hai să ne uităm. Uh, e o problemă, de exemplu, cu taxa la salariu. Eu știu când am angajat pe asistentul meu, de când am văzut cât am de plătit taxa după el, 40 47%. Incredibil, frate. Dar, în ceea ce fac foarte mulți, îi angajează la negru. la negru. Sau, uite, exact. cu salariul minim și le dă tot felul îi pune de. 4 ore, dar de fapt ei lucrează 2 12... Și le dă nu știu ce uh, din astea. Ca, ca să bonuri. poți să la negru, tu să faci Bun, Bun, și la când e bătrân, de exemplu, ce va face? Ce pensie o, va avea? disperat, angajatorul păi, o, disperat. speculează. Bun, dar da, vedeți, tu ca stat, păi tu nu vrei să te gândești și la uh, perioada când respectivul va ieși din, uh, din forța de muncă? Cu ce pensie iese? Dom'le, vină cu o taxare echilibrată, echitabilă, care să fie ok, și atunci ai avea și salarii pe măsură. În același timp, să știți că se schimbă și piața în România. Uitați-vă scandalul din, din Timișoara, cu Aușe, nu de acolo. Băi, au vrut să dea salari de 2000. Dar nu numai fără caseră, nu cu Achia. Au vrut să dea salari de 2000. 2000 și ceva. Eu nu vine merge nimeni să lucreze. E normal. Nu? Păi, în Timișoara, de exemplu, care. Nu poți să trăiești. Cu 2000 nu poți să trăiești. În Arad, de exemplu, acum Să pune problema ca să-ți vină din Ungaria să lucreze în Arad pentru că sunt mai mari salariile în Arad și povestul, pe, pe granița de vest a României, decât în, în Ungaria. Să schimbă piața. Să schimbă piața și din România. Ori aici ar fi, a spune, atributul și rolul guvernului de a explica avantajele care există în momentul de față pe piața românească românilor care au plecat să se poată întoarce. Dar nu face nimeni. Singurul lucru pe care îl citești în presa din România, scandalurile de zi cu zi. Dar, de fapt, nimeni Pentru cineva care e din în afara României și nu e ancorat, să spun, în problemele cotidiene de aici, când citește presa, zice, vă știi ce nu mă... Păi ce motive ar avea acum un român care a stat 10 ani afară să se întoarcă? Adică ce facilități ar avea? Sau cum, și ar putea găsi un loc de muncă sau cum și ar putea începe o afacere în condiție în care uh, au ieșit toți public uh, partea guvernare și au spus că fiind criză nu o să mărească taxele și ei, în timp ăsta au mărit taxele și pe dividende și pe da. profit și pe micro și pe tot. Eu ca om de afaceri, în momentul când încep ceva nou sau vin de afară, zic bă, eu afară am lucrat 10 ani la o firmă de curățenie, vreau să fac o firmă de curățenie și am ce fac un plan de afaceri. Cât mă costă aspiratoarele, cât mă costă alea, cât uh, am impozit pe profit, pe dividende, pe asta am ajuns în țară, am investit și după două luni au schimbat și nu mai văd că nu mai mese socoteala și ce fac vând tot și mă duc înapoi. Adică omul când toți ar veni de afară, că toți au părinții aici, au copii, au familie și cât bani ai câștigat într-o țară străină și fi fericit ca și în țara ta. Correct. Eu, de exemplu, sunt foarte sociabil. Afară n-aș avea ce să caut, mai ales în Germania, când nu vorbește nimeni cu mine, și muri de anxietate. <laughs> și atunci omul zice, da, domnule, bun, vin în țară, dar ce mi oferă statul român sau cu ce poate să mă ajute ca să mă adaptez din nou și să pot să mă integrez în societate? Și nu prea avem argumente, adică să Bă, veniți în țară, dar ce facem cu ei? Adică îi ducem în țară. Aici ai nevoie din partea guvernului de a veni cu un astfel de plan, cu un astfel de program, unde să vii să arăți, domnule, astea sunt oportunitățile, asta poți să faci. Eu am vorbit, de exemplu, cu cei de la Agenția Națională a Forțelor de Muncă pentru un proiect cu Moldova, pentru că e o chestie interesantă și acolo. Ca urmare a războiului din, din, Ucraina? din Ucraina, mulți nu se mai duc să lucreze în Rusia. Că merg acolo, iau armată sau unii au și cetățenie rusă. Majoritatea. Și atunci ideea a fost, am vorbit cu cineva, zic, ai să venea dacă n ai putea veni pe piața din România să muncească. Pentru că ți a veni aici, noi oricum avem, am avea nevoie de forță de muncă, decât să aduci oameni de prin Bangladesh și Vietnam și în Indonezia, mai bine îți vină nu? care și de ai știi, vorbesc limba cu tare cu tare. Și acolo îmi spunea doamna respectivă, păi da, zice, avem sute de mii de locuri de muncă disponibile, zic, domnule, unde, dăm să vă și eu, pe site, pe, ceva, da, până a intrat pe site, pe, ce domenii, Păi ce domenii vrei, păi bun, zic, și voi făcut reclamă la chestiile astea, zic, în vestul Europei. Știu oameni despre... Păi zice, nu, dar știți că ambasadele astea, ambasadele, zic mă... Ei, aici ar trebui făcut. Oportunități există, dar ai nevoie efectiv de o viziune uh, amplă, să spun, și pe diverse leiere, pe nivele. Adică, om, vrei să-i aduci, să aduci pe cei din diaspora acasă? Clar nu o să-ți vină toți, pentru că unii deja au copii acolo, au un loc de muncă bun. Dar cei care ți-au plăcat poate în ultimii 5-6-7 ani și-ți mă rog, munca de jos, dar au învățat o meserie. Păi e nevoie în România de meseria respectivă. Nu găsești un electrician asta, trebuie să-ți faci programare. Au desfințat cu... intenționat școle profesionale. Profesionale, exact. Și da. cum spuneți noi asta, adică cu toți banii din lume nu găsești un meseriaș. Cei care au rămas știu Macaragiu de toate. nu mai numai fierar betonist, mai e ceva incredibil. Cei care au rămas știu de toate. unul care e și electrician și instalator, nu știe nimic bine și face acasă de-ți inunți vecinea a doua zi. Exact, de... Corect. Și uh, mi-am mi luat acum un apartament în Tenerife anul trecut și mi l-a renovat și aveam emoții, dar atâția români am găsit super meseriași care mi-au făcut impecabil și la presca ca România de urma și bă, uite, zic, găsesc în Tenerife și nu găsesc aici la mine la frumoșea la țară să le dau bani la oameni să, să facă treaba. Adică sunt foarte, foarte mulți români acolo care sunt super meseriași și câștigă bine și stau acolo. Zice: Bă, vin în țară, dar odată că poate nu-mi de bani, poate firma la care lucrez nu plătește, nu știu ce, târzie cu salariile. Am foarte mulți angajați, de-a sute. Vorbesc, eu merg de la Londra ca un birou și acolo și mă întrebesc ei la marile hoteluri, la restaurantul asta și zic: Bă, dar cât câștigi? Păi e 2500 de lire, domnul cu 3000. Dar de ce nu rămân aproape cu nimic? Că în Londra stăm împreună de 4-5-500 da. de lire, mâncarea, de, de căciulă, da, da, 500 de lire transportul, 500 de lire mâncarea și așa mai departe și nu mai rămân cu nimic, dar am stabilitate și am siguranță. Adică nu nu se schimbă lucrurile peste noapte cum să schimbă România. Că vine al partid la putere, îi mărește taxele sau le scade sau desfințează sau dă o firmă faliment sau îi se pune pată la unul că a vorbit urât la televizor și trimite anaful pe el și în două luni l-a pus pe butuci. În Anglia nu se întâmplă așa ceva. Da. Adică, și atunci omul are o siguranță. Și de-aia zic că ca să-i aducem înapoi pe cei din diaspora, că și eu îmi doresc, ar trebui să se ia niște măsuri și să se dea niște facilități, niște oameni să fie motivați să vină înapoi. În... De tocmai asta e. Deci este, necesară o schimbare de atitudine. Deci, în primul rând, cei și atitudine nu a celor din afară, a celor de aici. De aici, da. Adică să înțeleagă, uite, avem și o gândești strict economic. Pe lângă partea asta sentimentală, să spun, nu? că erai cum eram și eu în SUA, tot timpul întrebam, ne întrebam nu pe alt nume, când te duci acasă. Remarcați un lucru, ce a zis? Că aveți casă, nu știu unde, o proprietate, dar unde e acasă? Numai un loc de pe globul e acasă, poți să ai case multe, dar numai într-un loc e acasă. Unde te-ai născut, unde ai născund, exact. Ei, inclusiv din, 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 din limbajul acesta se vede dorința multora de a se reîntoarce acasă, nu? Ori pentru a se putea reîntoarce acasă au nevoie, evident, de o serie de facilități, dar e, și, e, și ne, e necesar aici o schimbare de atitudine, odată a autorităților. Adică, dacă te duci la primărie sau undeva, nu mai poți veni cu atitudinea, știu eu, sfidătoare cum o aveau mult până acum. Adică... Mă rog. birocrația asta, adică românul învățat afară uh, aplică pentru orice document sau are nevoie pe internet și în 5 minute și vine la noi și te la ghișeul 7, de la ghișeul 7 du-te la 3, du-te plătește da. De taxa, că tot vorbim de digitalizare, avem da. și autoritate națională de digitalizare. Dar am plătit o eu, zilele N-am făcut nimic. Deci îmi vine de la primărie deci... să plătesc taxele. Și zice, te duci pe ghișeu.ro să plătești. Da, foarte bine, îți dă și reducere de 20%. Bun, sau nu știu, ceva de genul Și ați intrat pe ghișeu.ro. Păi pe ghișeu.ro. CNP-ul. Bun, bag CNP-ul. Bagă cardul de credit din ăsta, pe care l-ai de la bancă. Bagă la bancă. Și nu-i bun cardul. Cum, să nu fie bun? Și acum trebuie să stau până luni. Deci am mai stat trei zile până să sun la bancă să văd ce cu... Dom'le, e nebunie. Deci, Scanați dosarul cu șine. Da, exact. <laughs> <laughs> da, deci, și at atunci se demoralizează. Po deci, chestie din asta atât de simplă. Eu am și spus, mă, ca să-ți faci username pe ghișeu. La ce trebuie card? la ulterior îl folosești, îl folosești. Exact. Nu, că cardul se poate schimba nu? normal de ce? deci clar unii trăiesc într-o într lume paralelă, dar schimbarea tot politică se face adică ai nevoie de un partid, ai nevoie de oameni politici care să fie onești sinceri, deschiși cu cetățenii și să spună domnule asta se poate, asta nu se poate asta e o problemă, pe asta o rezolvăm pe asta nu avem ce face, o mai amânăm Să vedem. dar ai nevoie să ai genul acesta de discuții publice și să mă rog, și sunt convins că oamenii ai înțelege există oameni politici onești? Uh, sau vor unde îi găsim? Identificați, căutați, ce să spun. Pentru europarlamentare, obiectivul pentru europarlamentare din 2024, dorința mea și obiectivul meu este de a găsi, de a face o astfel de listă de oameni profesioniști, mai ales pe domeniile de interes pentru România, agricultură, drept, economie, energie, ca să poți să ai în Parlamentul European oameni Uh, nu numai onești, să spun, dar profesioniști bine pregătiți pe domeniile respective să poată să Probabil că apere și din cauza mie. asta, că au fost oameni ca EBA, de exemplu, care nu putea să scoată două vorbe și era asemenea analfabet, a ajuns în Parlamentul European. Și atunci dacă ei, europenii văd oameni ca EBA acolo, atunci ne desconsideră și ne tratează ca atare, cum a spus dumneavoastră la începutul discuției, nu ne bagă în seamă. Și bă, dar tu ce, cine ești? De unde ai venit tu? Că începi să... Nu, dar a fost uh... de ce, de exemplu, un cazul meu, și la mine a fost o tatonare înainte. Au venit, a venit cineva și mi-a spus, ce ți-am văzut profilul, că ai fost în SUA, că nu știu ce. Zice, și citez, vrei să faci carieră în Parlamentul European? Și eu zic, ce înseamnă aia? Păi zice să ai și tu rapoarte importante, funcții de conducere cu tare și zi eu ce să cere. Să ce... fii mucles. Nu, chiar așa do <laughs> zis, să vădesc cum ți să cere, așa a zis. Și am spus, mă, zi, eu nu pot. adică zic, că, să faci interesele de grup, da, da. să nu faci interesele, interesele de grup, țării. Exact, da. nu? Așa deci, e și la noi, da, de fapt. Nu se poate. Am mulți prieteni ăștia entuziaști, care oameni de afaceri, zice, bă, nu mai, nu mai suport țara asta cu atâta corupție și mizerie și cu asta, mă duc în Parlament să schimb lucrurile și după șase luni și-o dat demisia, zice, bă, ai avut dreptate, doar interesul de grup, ori Majoritatea votează oricum, și chiar dacă ai tu intenții bune, dacă ea ridică mâna și 90%, e 10%. Da, votează. dar nu e. Eu am altă opinie aici. A, așa e. Deci, într-adevăr, eu am văzut acum la, la automat să ridică mâna. Dar dacă crezi în anumite valori și ai anumite principii și tu consider că ai această și chemare, că e și o vocație, e, și o, mă rog, e mai mult decât un job. Dacă e numai pentru job, dacă te duci, găsești. Loc de muncă mai bine plătit ca acolo și cu mai puțin stres. Dar dacă vrei să dai ceva înapoi țării și vrei să te implici și să fii într-o astfel de funcție publică, ai nevoie să să fii conștient, în fond și la urma urmei, de chemarea asta, de vocația asta. Și atunci să spui, domnule, sunt aici pentru țară și fac ceea ce știu că e bine pentru țara mea și pentru, pentru, concetățenii mei. Și atunci, indiferent de ce, de ce spune, te duci cu poziția și respectivă Poți să faci fac aia. ceva, adică, până la urmă, adică, noi cum vă simțiți? Că de când sunteți acolo, de trei ani, nu? De când sunteți? Da, din 2019. S-a schimbat ceva în bine, adică ați reușit sau doar v-ați arătat opoziția și ați arătat că nu e bine în, ce direcție să da, se îndreaptă lucrurile? S-au schimbat. Și vă dau câteva exemple. Faptul că astăzi, la nivel mondial, se discută despre contractele semnate de Ursula von der Leyen cu firmele producătoare, de vaccinul a pornit de la mine, de la un om. Că eu am început să le tot și am adevărul am văzut. e că, mă rog, cum prindeam ocazia, nu conta ce e, dă cu contract. E adevărat că soțul este în Consiliul de administrație la da, Pfizer? a fost. A fost, sau nu, fost? Nu, nu la Pfizer, la o firmă care lucra cu, cu, cu mRNA-ul, care lucra cu și Pfizer. Și nu era conflict de interese, cum la noi? Nu era noi conflict lege. de interese, dar nu numai asta, dar soțul ei a fost în bordul unei unei firme, unui ONG din Italia, care a primit 300 de milioane de euro pe PNRR și presa din Italia a aflat și după aia și-a dat demisia. Păi dacă era în România, soțul unui om politic, dar era, erau legați amândoi. Ce mai vorbi? În România au fost primari care și-au pierdut mandatul ca dar urmare nu este a conflictului parchetul de interes. european, doamna Codrusa, nu e... Au zis, tot ce înseamnă parchet și asta se lucrează doar la ordin politic. Asta vă spun că acum am văzut. N-am crezut, dar acum văd cu ochii mei. Deci nu există anchetă care se face fără să fie ordin politic. Dacă nu e ordin politic, procurorii nu fac nimic. Și cel mai bun exemplu, tăierile legale de pădure. Că tot auzim, ați văzut, proteste, nu știu ce, s-a discutat în Parlamentul European, în Comisia de Petiții, tăierile legale de pădure. Și vine un fost ministru al mediului și ne spune că în 2020 au fost, nu știu, o milion și ceva de metri cubi de lemn tăiați ilegal. Vă dați seama ce, despre, ce, despre ce cantitate, volum vorbim aici? Și încep ăștia, USR-ul, în Parlamentul European, să facem parchetul uh, pădurilor. Și spun, domnule, e nebunie. Mai facem încă un parchet. Mai facem alte autorități. Când păi unde au în atribuții, păi Exact, exact dar astea. dincolo de asta am spus așa, oameni buni, acest lemn tăiat ilegal, că în România zic, când taie o babă un ciot ca să-l bage pe foc, automat îți toți jandarmii montani pe ea și pădurarii. Ăștia zic, ca să tai atâta lemn, trebuia să-l scoată din pădure să-l proceseze, să-l ducă cu peridocul, nu cu camionul, cu nu știu ce, să-l ducă într-un loc, să-l staționeze, după aia de acolo să-l ducă mai departe. Dom'le, nu este comun acum în țară care nu are uh, camere de filmat. Și voi îmi spuneți mie că milioane de metri cub tăiați ilegal circulă pe drumurile din România și nimeni nu știe de chestia asta. Nimeni nu face nimic. Nu există așa ceva. Înseamnă că au o protecție. Or, aici aveți cel mai bun exemplu. Fondul europene, aceeași chestie fondurile pe care România le-ar putea lua pe bune, nu le ia pentru că nu se vrea să lua, și care să iau. Am înțeles că suntem în țara cu cele mai puține accesate fonduri europene da. din Uniunea Europeană și polonezii cu cele mai multe. Da. Condițiile de a accesa fonduri europene se decid în fiecare țară sau vin de la Bruxelles? Sunt eu un cumul de factor. Adică de la nivel european ți se dau anumite bani pe anumite axe unde spuneți dăm banii pe axa ABCD în condițiile 1, 2, 3, 4. Dar, din păcate, România, pe lângă condițiile la care îți vinde la nivel european, mai bagă și 7, 8, 9, 10 până la 120. Asta vreau să vă întreb, caz concret, acolo unde a făcut el liceul la Ineu, în Județul Arad, era o clădire istorică de 1800 și ceva și m-a stat un. Prieten din copilărie cu care am crescut la țară, care avea o cârciumă mai mare, un han, un, un han moara cu noroc acolo la INEU și a zice, bă, uite, vor să dărâme primăria clădirea sau acă parcare și am, am avut așa un sentiment de patriotism local, să zic așa, o clădire mare, frumoasă, istorică, zic, bă, hai să nu o dărâme, du-te la primărie, hai să vedem, poate face o licitație, participă și noi o cumpărăm și facem un conac de ăsta adevărat, că e chiar vis-a-vis -vis cu o cetate turcească de la INEU și ne au dus la am, am, luat clădirea respectivă, era fără geamuri, fără uși, am băgat eu, zic, bă, tu te ocupi, eu bag bani. Am băgat vreo milion și vreo 400.000 de euro până acum în, în, clădire. E aproape gata, adică avem deja nouă camere terminate, mai sunt nouă, dar restaurantul terasa să funcționeze. Nu asta e ideea. Când am ajuns pe la vreo 800.000 de mii, zic, bă, zic, că mulți bani bag eu aici, nu-mi trebuie banii vreodată să-mi recuperez, dar nici nu mai vreau să aduc de acasă pe parcursul, că nu este așa un vad comercial într-un oraș așa mic, chiar dacă se va aproape de granița cu Ungaria. Și zice, bă, hai să am, ia pe cineva cu care mai luat fonduri europene, să luăm fonduri europene. Eu eram cu clădirea la jumătate, deci băgasem 800.000 de euro și mai ceream, nu știu, 500.000 sau să terminăm. Și ne-a zis să afirmați firma aia, nu vă dăm fonduri europene pentru că trebuia să, să vă dăm înainte de a vă puca. Adică eu eram mai puțin credibil care deja am investit 800.000 decât unii care au fraudat fonduri europene, da. O să că iau ca să-și facă nu știu ce fermă agricolă sau ceva da. și o bani la păcănele sau ceva. Deci mi se par niște condiții aberante. Adică eu sunt mult mai credibil că am clădirea, am băgat deja jumătate în bani în ea, am băgat 800 de mic, să mai cer 4 și tu nu dai că nu trebuia să mă apuc păi, de ea. Auziți, aveți impresia că aceste fonduri europene se dau de Bruxelles pentru a te dezvolta economic? Păi nu știu de ce să dau, de-aia de vă întrebă de Eu vă am dat păi... exemplu meu concret, personal, nu că am auzit sau am citit în ziare sau... Păi tocmai asta mi s-a spus și mie. Că și eu ziceam, domnule, de ce nu se dau? Exact, și eu eram Mă rog, cumva naiv la început Și spuneam, bă, dar de ce nu se dau acolo și cu tare Și îmi spune, cineva mă trage, zi bă Zice, tu ai impresia că banii ăștia Să dau ca voi să vă dezvoltați Și să faceți competiție din coace Păi da, zic, nu, asta e tot, nu, mă, zice Păi, păi și de ce se dau? Să... Vă spune de ce se dau Banii aceștia europeni se dau pe niște sectoare Pe niște axe, pe niște segmente Care, de fapt, îți împătie în subdezvoltare, adică ei vin și spun, ți-am dat nu știu câte fonduri europene, dar dacă stai și te, duci, te uiți la plus valoarea pe care acele fonduri europene o duc în societatea românească, e zero, dacă nu-i pe minus. Și același lucru s-a întâmplat în Polonia. Polonezii mi-au spus, zice, pentru fiecare euro din fondurile europene care, care ne vin în Polonia, zice, Germania scoate 2 euro. Și eu zic, cum bă, că nu are niciun sens. Ba da, are, zice. Pentru că îți vin fondurile europene cu condiționările de la Bruxelles, pe anumite axe, unde tu nu te califici trebuie să-ți vină altă o firmă din străinătate care să-ți ia și ăla ia grosul banilor înapoi. Am vorbit cu cineva din cercetare, exact aceeași chestie se întâmplă, cam peste tot. Ori dacă, mă rog, la nivel statal mă refer aici, banii aceștia sunt un drept pe care România are. E un drept național pe care România îl are. Păi domnule, du-te, negociază și spune, eu vreau bani pentru ABCD. Că am mai vorbit așa cu unii. Zic, bă, aduceți bani pentru tot ce înseamnă infrastructură. Că, disperarea peste tot, de ce ăștia fac drumul într-o comună și după aia sparg ca să bage apă. Păi zice primarul, păi acum am primit banii, zice, pentru să băgăm apă. Păi da, zice, de ce n-ați băgat? Păi nu zice că eu fu banii pe asfaltare dinainte. Acum trebuie să băgăm apă și trebuie să spargem asfaltul. Dar nu are sens. Păi da, așa vin banii. Păi, exact așa vin. Ca să fie totul să te țină într-o chestie unde totul e cu sus în jos. Nu ar fi normal la nivel statal unde să spui, domnule, îți trebuie bă, infrastructură, apă, cutare, gaz, da. Păi bă, trage-le la prima dată și după aia asfaltezi. Că altfel e nebunie să asfaltezi și după aia să spargi. Ori așa sunt făcute lucrurile. Și o vină au și cei de la Bruxelles, care evident că nu au niciun interes să meargă ție bine ca țară. Că ia să gândesc la interesul lor. Că veni vorba, politico a prezentat politico.eu, a prezentat că 80% din banii, din ajutoarele care s-au dat de către Comisia Europeană pentru afaceri în perioada pandemiei, că s-au dat și prin România, 80% au mers la firmele uh, franceze și germane. 80%. Și atunci mulți zic, de exemplu, Taromul e în faliment și e, o duce greu. Da, o duce. Eu nu zic că n-are și Taromul vina lui. Are. Dar va putea vreodată Taromul intra într-o competiție loială, corectă, cu Lufthansa, de exemplu, care e susținută de statul German și plătite cu o grămadă de bani, despre asta vorbim. Ori dacă noi nu înțelegem miza aceasta, Domne, suntem pe o piață economică. Există state care au interese și economice, că în fond și la urmă, urma, dacă vorbim de suveranitate, nu poți vorbi de suveranitate fără suveranitate economică, fără capital. Că cine are banul, la dictează. Când s-a pus problema, asta țin minte în, în anii în 2020-2021, când s-a pus problema, s -a, era la un moment dat Lufthansa pe punct de a intra în faliment. Că zice domnule, nu mai. Și au zis chinezii, nicio problemă, cumpără noi Lufthansa. Și atunci germanii a zis, mă, stai, stai un pic, că nu e bine. Normal, nu vreau să vând uh, nu, o, 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 totuși o firmă care e fundamentală pentru noi, că azi vine cu aeroportul cu cutare. Zice, domnule, câți bani aveți nevoie? Uitați aici bani. Cum a cumpărat vizierul Malevu, nu? Exact. Bun, dar nici să ții taromul să în fiecare an să dai de la stat zeci de milioane de euro doar pentru niște abonați politici și doar pentru niște... Da, aici e o problemă. Dacă vă uitați în Consiliul de Administrație de la tarom, sunt oameni care au la filologie, istorie sau altă treabă da. și taromul e pe butuci, pe butuci. Deci e... Da, dar eu, de exemplu, nu ar fi normal ca ce cei, care sunt în Consiliul de Administrație... Să fie specialiști din domeniul, nu? Numai nu să fie specialiști. Domnule, primești salari dacă e pe profit. Dacă nu e, asta e. Înseamnă că ești incompetent. Și că nu poți primi salariu, o grămadă de bani, și problema este că ai pe câte o Mii de, din euro. Mii de euro. de euro, dacă sunt mai multe uh, consilii de administrație E absurd. A, 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 fost și un scandal acum cu cei secretarul general al guvernului și cu nu știu cât, că nu știu consilii de administrație, câte 3.000 de euro iau. Și majoritatea ăștia care s-a politici sunt și la bancă în consilii de administrație, și la tarom, da. și la loterie, și pe să dar te pricepi și la jocuri de noroc, și la avioane, și la bănci, și la infrastructură. Adică da, chiar de, așa de fapt, deciziile ești... sunt alții care, care, dau decizia în plică, ei nu mă votează. Și aici e o problemă. Și vedeți, nici, nici măcar nu merg ei, domătere, da, și îți desemnează un consilier sau ceva care merge acolo și semnează în locul lor fără să da. știe despre ce e vorba. Și atunci ne mirăm că companiile astea de, de, stat, de, de, stat, gen Tarom sau gen Loterie sau astea, sunt pe butuci, pentru că nu pot să se dezvolte neavând specialiști în domeniu. Da, trebui... dar o firmă, de exemplu, Cataromul care e firmă de stat și avea potențial, gândiți-vă că noi am avut curse de, de lungă distanță. Și am, că am, am eu la în America, New York, China. am, am exact. la New York cu taromul, Da, sigur. Cu Airbus. Am exact. Am exact. Domnule, le-au vândut. Și acum abia facem local, ceea ce este o problemă. Păi nu se putea, de exemplu, face lângă București un hub aeronautic, să spun exact cum s-a făcut în Istanbul? Uitați-vă ce e acolo. Dacă te duci la. la avem de comparație. am avea și de ce? Pentru că suntem pe partea estică, să spun, a Uniunii Europene. Avantajul ar fi că ar veni lumea aici, nu? ți ar intra deja în Uniunea Europeană, ai avea un hub, un. Uh, un centru din asta, Deci se putea face că loc este aici. De ce nu s-a făcut? Nu vine o topen, de exemplu, te duce cu autobuzul de la adică e absurd, nu? Culmea și când vii de la Bruxelles și vă dați seama, ai oficiale europene acolo când se dau jos, se dau cu autobuz, se dă jos, îl iau Nu, serviciile sunt groaznice și de multe ori trage lângă Burduf, v-ați văzut și te urci în autobuz de lângă Burduf. Burduf e la un metru de... Da. Și nu înțeleg de ce chestia asta și mai ales iarna și noaptea ești cu copii mici, ajungi la 11 noapte, la 12 noaptea, da, 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 stai da, da. până ei pornești autobuzul, până de ușile. Eu. Da, costă mai mult. Pe cine? Păi de la Tarom. Ah, ok. Deci să poată să tragă la Burdu, să nu știu ce, sunt niște costuri. Și atunci au zis, domnule, să mai reducem din costuri, îi dăm jos la... Au Incredibil, dăbut. e păcat, pentru că companiile aeriene, mai ales astea de, de stat, cum a spus asta, și Lufthansa și asta adică, înțeleg, un an pe minus doi ani, pe, noi suntem de 10-15 ani de zile pe minus și uh, tot își dau demisia și piloți și ingineri de ăștia care întrețin avioane, zic, dom'le, mi-e frică să mai lucrez pentru că nu mi se asigură piese de schimb la ce cer eu și nu vreau să-mi asum responsabilitatea să să pățească cineva ceva da, da, da. să mai trebuie un accident aviatic deci sau aici, ceva Vedeți, peste tot pe unde ne uităm În, că acum noi vorbim de partea goală a paharului dar eu mă uit și la partea plină, la potențialul care există, adică noi, noi nici n-ar trebui să facem mare efort. E suficient să ai niște oameni uh, patrioti, hotărâți. Părintom, asta, dar, sunt, cum a spus mine, dar nu, nu, nu li se permite să intre în dar, sistem. Repet. E tot politic. Deci ai nevoie de partii politic, care să vină să spună, domnule, eu asta am nevoie, asta vreau să fac, veniți alături de noi și asta asta vrem să facem în momentul de față. Un partid politic, când ajunge la putere, în primul rând are obligații față de membrii de partid și de cei care au ajutat să ajungă acolo. Nu se gândesc la specialiști sau la. Păi nu, aici, aici e o viziune greșită pe care partidele din România au avut. Domnule, ajungem la putere și trebuie să ne avem grijă de membrii de partid. Nu! Ai ajuns la putere și ai nevoie de specialiști ca să meargă țării bine, ca la următoarele alegeri să te voteze oamenii tot pe tine. Păi și ce faci cu ea care s o plimbat cu fluturașe și cu pungile pânsate? Au și rolul lor, nu un pic, au și rolul lor, e loc peste tot și acum împărțesc pliante, după aia candidează la Consiliul Local, dacă ies învață, după aia, deci este, este, este un, un, un proces aici. Ori la noi se sare etape. Unul care a împărțit flutura și ajunge să fie într-un consiliu de administrare, nu știu pe unde, face o treabă foarte proastă. Și aici e important să vin în fața oamenilor totuși cu o altă alternativă decât toate aceste partide care vin și spun, domnule, a, nu este nicio soluție. Eu vin și spun și vă arăt că este. Doar din turism, ar putea România să crească economic. Uitați-vă, în Ungaria 16%, de exemplu, din PIB-ul lor vine numai din turism. Și spunea Orban că vrea să ridice la 20%. Și noi avem incredibil resurse necomparabil cu Ungaria care compară, vă dați opustă seama. față de ce avem opustă, noi, noi ca nervezi. Exact, da, exact. <laughs> și ei acolo au, nu știu, piatra lui o să fac, nu știu câte dați. Uitați-vă la uh, toată zona acolo la Ineu, la Oradea, Știți că e zona termală, cu ape termale, da. cum ești la Felix. și să făcut la Diula, acolo niște stranduri termale. Merg oamenii de la Timișoara, da, exact. de la Rad, de peste da, tot. Și la Debrecen, și exact aceeași chestie. Avem și noi aceleași izvoare termale ca la Diula. Da. Adică, bă, de ce să meargă românii toți în Timișoara? E în full de români dacă mergi la Diula la Strand sau de doar româniești vorbind. Da. Sunt sute de români de România. De ce nu faci unul la Rad, la Timișoara, la Oradea, la Salonta, la unde vrei? Că sunt da, peste exact. tot pe acolo izvoarele astea termale și poți să duci. Felix, și... da și, acolo, și activități duci, conexe împropot. de mâncare, restaurante hoteluri, adică toți românii merg în străinătate acum, nu mai merg la, nu știu, la schi în, în, Austria că îi boicotăm și s-au dus în Italia sau în Elveția, nu s-au dus da. în România, pentru că îi omoară și cu prețurile, pentru că fiind taxele mari și nefiind ajutați de către stat, operatorii ăștia Turistii sau ceva, au niște prețuri de te omoară, pentru că ca și la noi la mare, două luni sezon, deci el în două luni este să te toace ca să mai reziste da. încă 10 luni de zile, adică statul nu l ajută cu nimic. Acum urmări plaja foarte mult, tot pe fonduri europene, dar nu le-au luat a noștri, că luat o firmă din Olanda care au făcut știți 900 de milioane 96 da, de zic. milioane de euro luat. Eu nu mai mergea și eu la mare așa că na, de patriotism, să mai dau și eu bani acolo, nu mai mers deloc pentru că nu mai vezi marea, zici că ești în deșert așa, mergeam la Calea, în Mamaia, nu se mai vede decât zici că e deșert, așa de mare e, au făcut, adică au exagerat mult mai mult. Uh, cu cât da, da, ar fi da, trebuit plas, să facă da. Și au zis, domnule, din cauza că sunt făcute plajele pe fonduri europene, 5 ani aveți voie să puneți șezlonguri pe ele decât în spate, unde au fost. Și adică șezlongul să uscă slipul de când ieși din apă și până ajungi la... <laughs> e tragic, râdem, dar e, e, tragic. Și atunci, automat, dacă tu nu ajuți operatorii ăștia din turism, normal că ei... Bun, dar acum aveți impresia că toate lucrurile acestea care merg strâmb, merg din accident? Eu nu cred. Nu. Și eu zic, by purpose. porc deci, făcute, Făcut, exact. Intenționat. Sfăcute, cum să spun, exact, pe teoria cheii franceze. Ți-o aruncă într-un într ansamblu din ăsta unde se nu mai meargă nimic. Și vedeți lucrul ăsta. Am mai vorbit cu cineva, zic, mă. La ce tot ai bani, zic, să se facă pensiuni? În zone, zic, unde? Nu sunt turiști, nu sunt cutare. Păi, da, zic, bă, zic că la, după 5 ani de zile îi rămâne casa la el. De da, ce nu știu asta? Păi zic, bă, da, putea da pentru a face o brutărie, a face o chestie unde, nu știu, o chestie frigorifică, unde se ți ține oamenii. Ca de exemplu, se face în Ungaria, că tot vorbim de implicația statului. Ai la două, trei comune, exact cum e în SUA, de exemplu, storage, se numește, ca un din ăsta cu garaj, de exemplu, și toate este cu frigorific. Și te duci și închiriezi un garaj din ăla și -ți ții merele, perele, ce ai pe acolo și le vinzi iarna. Deci, dar ți le, dă, ți le pune comună la dispoziție. Tu doar plătești o chirie pentru cât folosești spațiul respectiv. Păi la fel s se putea face și în România. Că zice, tu nu vinzi, cum mi-a explicat cineva și cu brânza, nu vinzi brânza când toată lumea vinge brânza. Toții și o vinzi când nu mai vinde nimeni. Corect. Merele. Nu le vinzi toamna, zice că le vinde toată lumea. Vingele primăvara. E posibil ca în școlile din România copiii noștri să mănânce mere din Polonia? Când la noi merele să strică. strică, uite numai aici, 150 de milioane de euro, mi-a explicat cineva, bani care efectiv să sifonează din România. Păi n-am putea noi face chestia asta. Fiecare, în fiecare uh, sat ai putea găsi două, trei familii care efectiv să pregătească o mâncare caldă pentru copiii de la școală. I-ai scos pe oamenii din sărăcie. Bine, făcut, cu tot, să fie legal. Eu nu zic să se facă nimic ilegal. Totul tot, tot să fie legal. Dar banii și s-ar putea da să-ți rămână în comunitățile locale inclusiv pe bani europeni. Brutărie. Îmi vorbea cineva care era, uh, mă rog, îngrijitoarea unei bătrâni în Germania. Și da. zice, m-am dus-o la cumpărături, zice, și ne-am dus în, din sat, la oraș, într-un supermarket din ăsta, cu lista de cumpărături. Și pe listă era și pâine. Când să iau pâine, zicea, nu, nu zice pâine, cumpărăm din sat. Păi, de ce zice că e mai scumpă? Nu contează, ăla e brutoarea noastră. Deci, este și o chestiune de, de mentalitate. mentalitate. De mentalitate, exact, de sigur. Zice, da, e brutarul nostru, face pâine mai scumpă, nu contează. Important este că e al nostru, de aici și rămân banii în comun. Adică e și o chestiune educațională pe care, pe care trebuie să o faci, să-ți duci cetățenii să știe ce să cumpere și ce să nu cumpere. Și eu cred că dacă politicienii de la putere n-au făcut-o, cum a fost boicotul acesta cu Austria, au făcut-o oamenii. Pentru că uitați-vă cât au scăzut profiturile și la OMV. În perioada respectivă, la Raiffeisen Bank, la... Uh... Mi-e e frică să nu țină o minune doar trei zile, știți? Și să se revină din nou și atunci să nu se simtă nimic, adică... Ați văzut și scandalul ăla cu OMV-ul cu, cu banii care ar fi trebuit să-i dea și s-au dus da. și-au plâns cu jalba în proțap și au reușit să, să nu mai dea. Și cu... Aici a fost făcută și legea prost. Cred că așa a fost făcută încât să scape. Din prostie sau din rea intenție? Sau din interes? Mi-a mi zis un fost premier... Uh... Că și eu mă revoltam dată la el, acum de când în seriul zic, bă, nu se poate, zic, să tot dați ordonanțe de urgență, zic, bă, toți zic că sunt potriva capitalului românesc. Păi ce tu nu înțelegi, zice, când să scriu drafturile alea de ordonanțe, zice, stă în spatele lui care scrie, cel de la, nu știu, camera de comerț americană, europeană, olandeză, nu știu care. Păi zic, bă, dar de ce nu chema și pe unul român? E nebun, zice, să mă ia pentru trafic de influență? Deci asta e mentalitate. Da, 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 Și atunci, ori aici, cum să vă spun, chestia cu Austria se putea rezolva în două zile. Pe ca președinte, chemai mai tot ce înseamnă structură pe financiar la Cotroceni și le-ai spus în 24 de ore, pure capul. păi că, Păi da, asta e, că... Pentru că, din păcate, toate firmele străine din păcate, ăsta e, și firmele românești dacă ar fi în, în alte parte în, în Europa, ar încerca să aducă bani în țară. Dar adică... așa fac toți. Așa e. Asta și atunci e. noi nu știu, 90% sau chiar mai mult din bănci sunt străine, tot da. ce se face profit. Noi nu avem nici educație financiară să investim banii la bursă, care bursa ar ajuta statul să dezvolte economic, pentru că majoritatea companiilor sunt de stat. Și atunci suntem țara din Europa cu 77% din veniturile românilor sunt băgate în imobiliare și, nu mai știu, 20% în depozite bancare, care nu produc bani, pentru da. că randamentul unei case, acum în România, o chestie imobiliară care se o cumperi, de 5%. Dacă ai fi băgat banii la bursă, 17% pana, adică de 3 ori mai mult. Și nu e greu, pentru că îți deschizi o aplicație și te învață cineva, tu nu -ai să ai vreo cunoștință cum să meargă la bursă și te uiți în ce investesc. Hidroelectrica, transelectrica, transelectrica e singura firmă care transportă curent. Ea de și-a dat da. evidente, de scandalul, e și evidente de pe performanță, dar ei n-aveau concurență că doar ei singuri în România transporte curent. N-au răzis că angajațiilor au dus clienții de la o altă companie, i-au tras către ei. Și copilul deputatei sau știu ce, care și-a luat cea mai mare primă de 4.000 și o listă întreagă de oameni care nu au făcut nimic, dar fiind abonați de partid da, și la dar de... Vedeți, Aici e o problemă. Pentru că vorbeam despre economie de piață. Dat fiindcă noi nu mai suntem într-o economie de piață. Ăsta e adevărul, la nivel european. Este o economie semi-controlată sau de, semi-de piață. Eu ca stat, de exemplu, eu știu că pentru a avea o economie performantă am nevoie de trei chestii. energie ieftină, combustibil și gaz. Când le am pe astea trei, am o economie care funcționează. Oricare dintre astea trei urcă, s-a terminat și s-a văzut acum cu prețul energiei, gazului și combustibilului. Păi în contextul în care, vorbesc de România aici, nu vorbesc de vestul Europei, că în okay. vest, într-adevăr, au fost firme private care au construit ele ce au construit acum. Da. Noi aici au fost, a fost poporul care a construit. Păi hidroelectrica, termoelectrica, nuclearele, Cine le au construit? Că nu le au construit Ceaușescu. Normal. Le-au construit oamenii. Le oamenii, poporul. Bun. Că tu ai făcut o firmă acum de stat, cu capital de stat. Bun, dar efortul efectiv a fost, a fost pus de popor. Populația. Adică, eu ca asta vin și spun așa, eu n-am o problemă cu cei care produc curent la nivel privat. E problema lor să scoată profitul pe care îl vor. Dar eu, la, la tot ceea ce înseamnă producție de curent din surse de stat, vin și spun așa. Ești firmă și vrei să vii să investești în România, să dai locuri de muncă, să produci aici bunuri și servicii, îți dau curentul cu atâta. Evident, cu mai puțin decât să dă la alții. Și vă spun că a pe piața. Că exact asta a făcut America acum în ultimile luni, că Europa e nebunită din cauza asta. A venit... Biden, care culmea e stânga, democrat, marxist, nu știu ce, dar a venit cu o chestie economică foarte clară. A spus, bă, vreți să veniți la noi? Zice, vă dăm facilități economice, curând mai puțin, mai ieftin, mai cutare. Păi la fel ar trebui să facem și noi. Și cine te-ar putea opri? Să ia să vină Europa să-mi spună, păi nu, că nu puteți vorbi, că pe piața liberă. Pe piața liberă. Dacă tu spui fotovoltaice, tu vinde cu cât vrei curentul pe piața liberă. Dar tu, din, sau eu, care am Părinții mei, bunicii mei au făcut uh, tot ce înseamnă termoelectrica, hidroelectrica, nuclear electrică. Păi eu vând cu cât vreau eu curentul. Da, se pentru vede. că interesul meu ca stat nu este ca o mână de profitor să facă o grămadă de bani pentru că sunt în Consiliul de Administrare la aceste societăți de stat, ci eu vreau ca curentul care să vinde pe piață la cei care într-adevăr îmi aduc plus valoare în economie să poată să obțină curentul mai ieftin ca să vândă produsele respective mai ieftin și să poată să vină să deschidă... Locuri de muncă la mine, ca să am pe cine să angajez și de acolo îți vine tot ce înseamnă partea cealaltă economică, taxe în plus și restul. Ori ei nu gândesc așa. Pentru că, după 90, ni s-a prezentat această idee a economiei de piață, unde efectiv s-a segmentat statul, așa să-și este teoria segmentării, unde, uh, uitați-vă la energie, te duce în vestul Europei, există așa-numitul mix energetic, adică ai companii uh, producătoare de energie, furnizatoare de energie, să spunem, care au în aceeași companie sursă din cărbune, din gaz, din uh, fotovoltaic, din cutare Noi n-am făcut așa. Noi, pe timpul boc am împărțit tot ce înseamnă... Le am separat, am separat dar le-am separat, cum să vă spun, pe tip de producție. Cărbune, termoelectrica, hidro, apă... Hidro deci riscul de a păți ceva e mult mai mare decât Evident, dacă le avea pe toate. Dar și vă spun ce se întâmplă. Dintre toate aceste surse de energie, singura care este... Uh, reliable, cum se spune, când tu ai nevoie, aia pe cărbune. Pentru că, indiferent de ce ți se întâmplă, tu ai pe cărbune, poți să o stângi și să o aprinzi când tu vrei. Nicio o altă sursă, -o, în afară de gaz, să spun, nu o poți stinge și aprinde când tu vrei. Pentru că la hidro depinzi de debitul de apă, la nuclear, când ai pornit, e foarte greu să o oprești, la restul, dacă e vânt, ai, dacă n-ai, n-ai, dacă uh, e soare, ai, dacă, dacă e nai. Și atunci ai nevoie de partea aceasta pe cărbune ca să suplinească, mai ales când ai curba de salcină, cum spune ei, dacă ai nevoie de surplus, domnule, ba cărbune, dacă nu-mi dă celelalte. Ori ei ca stat vin, uitați-vă la hidroelectrica, hidroelectrica zice așa, eu intru pe piață, să spune eu produc un kilowatt sau un megawatt cu 10 lei, dau un exemplu, și pe piață kilowattul să vinde cu 100 pentru că îți ăștia cu cărbune, unde evident că e mai scump, mai scumpă producție de cărbune. Ori ăștia de la Hidro. Nu ți-l vând cu 10, ți-l vând cu 100. Ori profitul la este imens. Statul face o grămadă de bani taxând acest profit. Dar de fapt își fură căciula. Pentru că noi ajungem când faci media, nu? Și le socotești. Noi vinem de fapt curentul. Chiar dacă ăștia vând, să spun, 20% pe cărbune din curentul care e produs pe cărbune, tot se raportează la cel mai scump preț de pe piață. Ceea ce e absurd. Ar trebui să se facă o medie, dacă e până acolo, ca și cum ai băga curentul ăsta într-un coș, se face o medie și din media aia vânzi pe piață uh, curentul ca să poți totuși să ai un echilibru. În România nu se face așa, pentru că sunt gândite lucrurile separat. Uh, nu, ce Oltenia? Este într-o competiție continuă cu hidroelectrica. Păi niciodată hidroelectrica, uh, 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 de la ce Oltenia nu se poate să scoată la prețul pe care îl scoate Hidroelectric. Aștea ăștia dau drumul la apă, să curge apa, să învârte Exact. Că ea la alții trebuie să scoată. Cărbunele se cutare. Dar e mai costisitor, într-adevăr, uh, costisitor energia pe cărbune. Dar tu ai nevoie de ea când ai nevoie. Că tocmai aici e cheia ce despre care toți acești neomarxiști nu spun. Să închidem tot ce e pe cărbune. Bun, bă, și tu când ai nevoie, că e curba aia de sarcină, când îți trebuie, când ești la vârful, la pic, cum se numește, a curbit de la Dacă tu nu ai curent atunci, ai blackout. Și îmi povestea cineva în 77, după cutremur, a fost blackout în România. Și uh, uh, cheltuielile, să spun și, și uh, uh, damage-ul pe care l-a produs economiei românești, blackout respectiv, a fost mai mare decât cel pe care l-a produs cutremurul. Pentru că ți s-au blocat tot ce înseamnă furnale, uh, topitorii, tot s-a distrus. Ori la fel e și aici. Dacă eu asta aș face ca Și asta e ideea, mă rog, am discutat și eu Cu experți în domeniu, tocmai asta N-am o problemă cu cei care vor să producă Energie în privat, îl vând cu ce preț Dar la energia produsă din surse de stat Care sunt, au fost construite De părinții noștri Vând la prețul, la un preț avantajos Unuia care vine în România Investește și produce locuri de muncă Și produce plus valoare aici Adică nu că vine și îmi taie carnea Și după aia o procesează în Olanda, nu Vine și face conservă aici ca să vândă conserva pe piața globală dacă e până acolo și tot ce înseamnă plus valoare asta să vină, să vină în, România. Să vină în România. Și atunci nu, când stai și te uiți pe tot ce înseamnă lanțul acesta de producție și de comercializare, este de trei ori mai mult. Da. Asta vreau să vă zic. Acum am văzut foarte multe business Chiar un, un, ziarist, nu mai știu cum se numește, economic și a făcut o firmă care adună mai mulți investitori și fac parcuri de-astea foto fotovoltaice și acum e o mod asta în România să și adune oamenii adică ca și formă de investiție s-a promovat foarte mult da. în, în, ultima, în ultima vreme dar am înțeles tot așa de la un specialist în energie că firma asta transelectrica având rețeaua foarte foarte veche da. este limitată la cantitate de curent care, ar fi putea, care putea fi transportată și noi cum a da. spus acum că 20% din curent noi îl importăm dacă am crește capacitatea de producție a curentului cum s-ar putea transporta din moment ce ăștia sunt limitate. problemă. Și să știți că problema asta se vede în Dobruja. În Dobruja în momentul de față sunt uh, niște parcuri eoliene, alea. exact. Uh -huh. Problema este că uh, energia care e produsă din aceste parcuri uh, eoliene nu ți-o poate duce uh, sistemul de transport în momentul de față. Că ție ți, -ți, pro ți, -ți produsă energia în dobrugia și trebuie să ți meargă până în satul Mare, de exemplu. Și uh, Transelectric asta despre care vorbeam uh -huh. Nu traseul respectiv Și rețeaua e foarte slabă Și aici e o problemă, e o chestiune de echilibru Că degeaba produci foarte mult curent Într-o parte, parte să -l și nu poți să-l transporti În partea alaltă, este exact problema cu importul Și cu exportul de energie Deci noi dacă reducem în momentul de față Distrugem și ce e Oltenia Și la cei 20% Pe care îi importăm în prezent Să mai adaugă încă 20% Din energia produsă pe cărbune De către ce e Oltenia tot ce înseamnă magistrale, rețele care îți aduc curent în țară, nu pot duce atâta curent. Deci noi să presupunem că ai avea și de unde să-l aduci. Cel puțin experții ne-au zis și nouă. Nu ar ține rețeaua. Deci te arunci în aer, efectiv. Mai este o problemă. Ceaușescu când a gândit, dacă vă uitați pe hartă, o să vedeți că tot ce înseamnă uh, hidrocentrale au fost făcute în partea asta la altă. Deci nu în Transilvania. Că era temerea respectivă că va ataca Ungaria, că știu și eu ce uh, să, putea, să putea întâmpla în perioada respectivă. Și atunci s-au făcut hidrocentralele, uh, mă rog, în partea sudică. Termocentralele, dacă vă uitați, cele mai mari termocentrale, au fost făcute în sud, nu în Transilvania. Ori câte termocentrale erau în Transilvania, mă rog, care mai ofereau și agentul termic pentru diverse municipii, au fost efectiv distruse în ultimii ani. Noi nu mai avem sursă de energie în Transilvania. În contextul acesta, cine își face surse de energie? La peci în Ungaria, își face Orban. Centrală atomică cu tehnologie rusească. Dacă vă uitați în strategia uh, de energetică a Ungariei, acolo un obiectiv pe care ei, ei îl au e să devină net exportator de energie. Unde? În Transilvania. Ori dacă tu, ca țară, îți reduci tot ce înseamnă producția de energie și devii dependent de altul. Păi când, ești, când devii dependent de altul, la oricând când deci îți stinge Orban pe... vrea autonomie energetică în Transilvania. Exact. Păi un... se întâmplă lucruri aici. Apoi, o problemă majoră cu toată această... Dar e Orban în... de bine sau statul român că lasă? Că noi o să ziceați că în unele privințe vă place de Orban, dar nu nu pentru că se implică prea tare în, Transilvania. Dar și noi ne da. implicăm în Moldova că acolo sunt românii noștri. Adică ce vină Nu are... ne implicăm. Dacă ne-am implicat cum s-a implicat mă rog, Ungaria în ce... Transilvania, era Eram împreună, de. nu? <laughs> și de mă gândesc că ăia fiind unguri acolo, că ăștia sunt unguri, Harghita, Covazna, asta, etc. Ăla Zice, bă, a noștri trebuie să avem grijă de ei, dacă statul român are grijă, pentru că eu am fost pe acolo, că eu sunt un fan al zonei, că sunt foarte fain sunt munți, acum în da. Harghita sunt niște zone foarte faine, niște cabane, și am văzut că sunt praf și cu drumurile, și cu aia, exact. și cu aia, și cu aia, și atunci urmă zice, bă, dar sunt cu nimeni, nu pot să-i că le bag eu bani în drumuri. Dar nu se întreabă nimeni totuși de ce au cele mai proaste drumuri din România, în Harghita și Covazna, în contextul în care UDMR-ul a fost la putere, dacă nu... 33 de ani, măcar 28 de ani în ăștia păi, 33. înțeles că UDMR-ul are alte interese decât ale ungurilor, până la urmă. Adică... Nu, UDMR-ul nu are niciun interes să ridice economic zona respectivă. Pentru că dacă i ridica economic, de exemplu, unde se cui în zona aia, Harghita cu Vazna, acolo către munte, către curbura Carpaților, ea n-ar mai depinde de politic, nu? Și atunci ai ține în sărăcie și să spună că... Ali frică e rău... că nu i-ar mai vota și n-ar exact. mai atinge pragul de 5% ca să intre aici. în Parlament. Exact. Uitați-vă cu atenție, ministerele pe care le iau de când intră la guvernare cu precădere, este un minister pe care îl iau tot timpul. Ministerul Mediului. Tatăl și eu am întrebat, ce -ai, nu iau tot lumea să bat pe ministerele cu bani? Și spune, nu mă, cheia e la mediu. Mi-a explicat și mie cineva din interior. Zic, de ce? Tot ce înseamnă autorizație pentru mare construcție vine la mediu. Te-o blocat, aia n-ai făcut nimic. În Transilvania exista așa numitul proiect Arnița. Încă gândit nu de știu. pe timpul lui Ceaușescu. Pentru că e o problemă aici cu... Noi acum avem, de exemplu, două reactoare la Cernavodă. Se punea problema să se mai facă încă două. Problema e că ai, de exemplu, un timp în timpul nopții, Cum vă ziceam, pe energie nucleară, odată ce ai pornit fuziunea aia, nu mai poți să o oprești și să o pornești când vrei tu din oră în oră. Durează până o până cu tare. Și ai momente din zi sau din noapte, când ai un surplus de energie, ce faci cu surplusul ăla? Că nu poți să-l ții pe țiavă, pe conductă, nu pe sârme. Și atunci, profesioniștii de pe timpul lui Ceaușescu au venit cu următoarea idee. La Tarnița, acolo este o, un lac de acumulare pe Somers. Am auzit de el, da. așa. Dom'le, cu surplusul de energie, creăm una, sau facem un alt lac mai sus. Cu surplusul de energie, pompăm apa din lacul de jos în lacul de sus. Și când am nevoie de energie, cum vă ziceam, când e curba de sarcină, dau drumul de apă de sus jos și îmi produce energie și un mod de a stoca apa. Nu se punea problema atunci de a face de a stoca hidrogenul și toate alea. S-a blocat proiectul respectiv și blocat de zeci de ani de zile datorită opoziției Ministerului Mediului. Este chestiunea cu hidrogen acum. Se discută foarte mult. Să știți că viitorul nu e în tot ce așa numită energia asta regenerabilă din fotovoltaice. Că am văzut și în județul Arad, nu știu câte, pe sute de hectare, pe mii de hectare, vor să facă o, din asta. O fermă de-aia, cea mai mare bun, investiție bun. din. Bun, din vestul, vestul din României, Ro estul da, Europei. Da, 1 miliard, de ceva nu știu. Da, ceva da o sumă 800 de, asta, de colosare, milioane parcă sau ceva. De, ceva de milioane. De Problema știi care e? Terenul ăla l-a scos din circuitul agricol. El amuz mai produce de, de mâncare. Ce mănânci? Că nu poți mânca fotovoltaice. Ferient. Păi, exact. Și atunci ce faci? Faci carne la printer, 3D, nu? Ori tu ca stat ai putea să vii aici și să spui surplusul de energie, de exemplu, ce poți să faci, dar fă-mă, frate, hidroliză și din astea unde ai scos hidrogenul din apă, hidrogenul l-ai îmbuteliat și de acolo încolo ai deja făcută tehnologia. Adică soluții există. Ai nevoie doar de oameni inteligenți, capabili, avem, dar ai nevoie de oameni cu o atitudine corectă în funcție publică care să urmeze interesul României. Exact cum o face absolut fiecare stat. Mai puțin România. Trebuie făcut o reformă foarte uh, adâncă, să zic așa, pentru că mă uit, miniștrii, de exemplu, sunt niște manageri la fiecare minister, cum a de ministere. Și atunci salariul lui undeva, nu știu, 2-3 de euro, să zic, habar n-am, nu știu exact suma, dacă am acolo se învârte. Ca să pot să-mi iau un om cu experiență și un manager bun, să-i iau de la o corporație, unde are 10-15 mii plus bonus. Cum îl conving eu să renunțe la 15 mii de la corporație să vină ministru ca să-mi facă treabă să-mi facă reformă? Deci, ca ministru, nu vii pentru bani. Cine nu înțelege chestia asta, Păi nu, da, dar la ce? eu am Mercedes acasă, deja cu banii de am ca uh, ministru vilă, Întrebă 5.000 pe lună doar să îmi plătesc cheltuielile da, curente. Ca de, ca ministru, ai două. Mai ales în această funcție publică, cum vă ziceam, pe două, aceste două nivele, să spun la orice guvern, ai ministru, secretar de stat, poate subsecretar de stat, dar de acolo în jos nu mai schimb. Deci oamenii aceștia, dacă vin și intră într-o astfel de funcție publică, vin pentru că au un crez. Cred că vor să schimbe țara, cred că au capacitatea de a o face, nu vin pentru bani. Pentru bani rămân în privat. Și o idee importantă de înțeles asta. Cine vrea să vină într-o astfel de funcție publică să facă bani, ăla va fura. Și va da, găsim ca oameni să... care se renunțe la un anumit nivel de trai super high, fiind manager la o corporație cu mulți bani, să vină pe nimic ca să. care și el, copil la facultate private, parte pe afară, să-i plătească. Adică, cum îl conving un asemenea om? Mâine, 2024. Da, să nu înseamnă să vină să lucrezi pe gratis. Să nu mă înțelegeți. Nu. Greșit. Dar nu poți, n-ai cum într-o astfel de funcție publică să faci banii pe care îi faci în privat, pentru că ai anumite constrângeri în această funcție. Dar cineva care e realizat, e trecut de 40, de 50 de ani, are deja o experiență în spate, îl vine într-o astfel de funcție pentru a lăsa -o, o țară mai bună pentru copiii lui. Că nu ne putem rezuma totul numai din perspectiva salariului și banilor pe care îi faci într-o astfel de funcție. Pentru că dacă rămâi, cel puțin asta, pentru acest motiv am venit și eu din SUA. Că altfel puteam sta acolo și făceam Uh, mai mulți bani decât fac aici ca europarlamentar și nu aveam stresul și, mă rog, uh, nopțile de nesom pe care le-am aici. Dar vrei să lași ceva după tine, vrei să lași ceva pentru țară și cred că vom, sunt oamenii aceștia care zic, mă, m-am realizat, sunt ok, vreau să dau și eu ceva înapoi. Pentru că avem nevoie, da, va fi o perioadă de sacrificiu, nu contest asta, până când pot să și eu să pui lucrurile pe roate, după care, în fond și la urmă, este și rolul unui partid de a dezvolta o clasă politică și uh, 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 persoane care se ocupe astfel de funcții în administrare. Pentru că n-ai de unde să înveți lucrurile astea. Noi nu mai avem, din păcate, în România uh, tot ceea ce... Chestiunea asta de școală politică. Eu am mai făcut cu tinerii de la PNCCD, am mai dus în stânga-dreapta, câte un weekend, să le explic chestii de politică și erau... De mă rog. ce a căzut așa tare cd ul Era un partid important după Revoluție. Mi-aduc aminte. Era un partid mai ales coposul și asta. Erau niște oameni care mă uitam ca niște zei atunci, după anii 90. Eu tot timpul am fost mai regalist, așa, mai monarhist și PNCCD-ul s-a cam dus în direcția da. respectivă și... Eu, eu, zic, adică eu am rămas la părerea că dacă Iliescu nu-l oprea pe regele Mihai atunci când a intrat în România, noi eram cu totul și cu totul în altă direcție, acum și în altă parte. Asta e părerea mea personală, nu? cu cunoștințele mele astea puține de, de politică și asta. De ce s-a dus așa jos pe de ul Din ce cauză? A existat un plan, în 2004 am auzit și eu despre el, când a intrat România NATO, am fost la o întâlnire cu comunitatea română-americană, eram la Washington atunci mai mulți acolo și am mai stăteam la o masă. Și toți vorbeau, zice, ok, acum am intrat în NATO, vom intra în UE și totul va fi perfect. Și cineva ne spune de la masă, un american, un analist, zice, nu vă bucurați. Și noi, de ce? Pentru că, zice, s-a schimbat Uniunea Europeană după 2000 și mai ales cu Germania, cu poziția Germaniei pe care o are, uh, va urma distrugerea partidelor naționale din România și uh, Schimbarea, că se vorbea în momentul respectiv despre, dacă vă duceți aminte, Tratatul Constituțional European, care efectiv ar fi condus la federalizarea Europei. Adică suprimarea cu tot ceea ce înseamnă suveranitate și partea asta. Și noi, bă, dar cum adică? Și că, ce partide vor fi targetate? Și ne-au și spus unul, PNSCD. Și dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu PNSCD-ul, aici suntem. Și acum suntem un grup care încercă să revigorăm și... Să-l readucem în prim planul politicii și tocmai prin prisma valorilor pe care le-a susținut în decursul timpului și a ceea da, ce a pe, am făcut în fond și la Omanire În 2024, alegeri noastre, dacă mergeți cu PDCCD-ul, diminuați șansele. Pentru că, normal, un om de capacitate de noastră ar trebui să meargă cu un partid care, sigur, are șanse de a, a Știi, ajunge. Da, repet, da, pen, nu? Pentru mine, ideea e mai importantă decât. Păi, bun și riscați să vă pierdeți alegerile uh, în 2024 și să nu mai puteți să reprezentați România în Parlamentul European? Nu, sau... de, pentru europarlamentare nu fac probleme, că voi gândim o coaliție, o alianță pentru a, oricum de a aducem... Eu nu știu mai exact sistemul, v-am zis că fiind în politică nu dau seama, eu credeam că un partid dacă câștigă primii 5 sau primii 7 de acolo se duc... Acum depinde de, 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 dacă un, în funcție de ce procent ai. Dar discutăm în momentul de față de a forma o coaliție, o alianță de partide suveraniste, uh, care, mă rog, să-și aleagă cum să cuvină candidații, tocmai pentru a putea ajunge în Parlamentul European oameni de calitate, profesioniști, și care cred în, în această idee de apărare, în fond și la urma urme, a suveranității, a naționalității, uh, integrității teritoriale a României în Uniunea Europeană. Pentru că există un atac efectiv în momentul de față din partea instituțiilor europene la tot ceea ce înseamnă cu precădere suveranitate uh, națională. Și aici intră chestiunea de supremație a Constituției. Ați văzut discuțiile care au existat în de România. De schimbarea Constituției. Nu numai de schimbare. Acum a venit. că nici nu mai trebuie să o schimbe. Constituția a devenit opțională în România. Și de ce a devenit opțională? Pentru că un judecător, un procuror nu mai poate fi tras la răspundere dacă nu respectă deciziile Curții Constituționale. Ori, în, în organizarea Constituțională a României, Curtea Constituțională are rolul de a fi garantul supremației Constituției. Așa se numește. Păi dacă deciziile Curții Constituționale au devenit opționale pentru magistrați. Ce garanții mai ai tu că drepturile și libertățile tale mai sunt protejate de cineva? Nu că într-o democrație, într, într un stat de drept, dacă tu te simți lezat într-un drept sau un interes al tău, ce faci? Nu iei paru să-i dai în cap la celălalt. E duci la instanță, nu la justiție. Păi, da, la... Și tu te duci în Constituție. Zici, mă, ai dreptul de proprietate. Da, un exemplu. Da, îl ai pe hârtie. Mă dacă judecătorul zice, nu mă interesează. Dă, da, are dreptate el la alt. Păi, da, domne, dar este împotriva deciziilor ce cere. Nu mă interesează, sunt opționale. Deci aici este o problemă. Pentru că ajungi să ți se suprime, vedeți, s-au distrus partidele naționale și același lucru îl vedeți și cu PNL-ul astăzi. PNL-ul nu mai este nici național, nici liberal. Adică ceea ce susține, clar sunt politici antinaționale, ați văzut, distrugerea ă, sectorului privat, tot ce înseamnă cu energia, supușenia aceasta în fața ă, birocrației europene și toate restul. Or, de la distrugerea partidelor naționale, următorul pas este ca pas cu pas să ți se suprime celelalte uh, caracteristici de suveranitate pe care un stat le are. Suveranitate constituțională, suveranitate economică, suveranitate energetică și le și restul, cultural educațional Cum e posibil, de exemplu, în România astăzi? Am și postul România TV a fost amendat în acum de câteva zile pentru -am o emis... am citit chestia da, asta, da. Pentru o emisiune pe care am avut o la finele lui decembrie. Și cu Dan Puric, 2022. care îl admira da, fel de eu mult ca și pe chestiuni europene cu privire la această politică LGBT, gender, mă rog, numiți-o cum vreți, da. pe care o promovează, se promovează de la nivel european în momentul de față. Dom'le, eu am spus și în Parlamentul European, eu nu, dacă tu în țara ta vrei să căstorești gândacii cu oamenii, eu n-am nicio problemă. Dar nu mi impune mie în România așa mie. ceva. Okay? Sau dacă faci discotecă în biserici, ca în Olanda sau în fă, Germania, Germania, ta. nu mi impune și mie să fac discotecă în Or biserici. nu vor asta. Deci ei știu, de exemplu, că în România n-ar trece o lege care să spună recunoaștem căsătorile homosexuale. Dau un exemplu. Și atunci au zis așa, pentru că europenii au dreptul la circulație, dreptul la mișcare, prin urmare au dreptul și de a li se recunoaște căsătoria din altă țară în România și se duc acolo să căsătorească și vin în țară și tu trebuie să recunoști. Eu am ridicat următoarea problemă. Domnule, la cum merge lumea în vest acum? Cum se degradează tot acolo? Dar dacă unul, nu știu, voi dați o lege că unul se poate căsători sau una, cu un câine. Și ăla vine România, eu trebuie să-l recunosc ca atare. Zic că așa ceva este inadmisibil. Domnule, recunoașteți-l voi acolo, dați-i certificat de naștere, puneți-l pe testament, pe ce vreți voi. Dă-i treaba asta. Am înțeles că sunt țări europene, nu mai știu, Olanda sau cine care unde se legalizează zoofilia sau ceva țări în Spania, ce... am zis. Da. În Spania, nu mai știu unde e. Adică... Da. Dacă nu lasă sânge și nu-i dureros, da. e ok. Da, da, da. da. Deci, de ce să acceptăm așa ceva? Adică nu, nu mai avem deci, demnitate, vedeți, nu mai avem... Și aici ne întoarcem la o discuție și la un subiect care, din păcate, este total ignorat la nivel european în momentul de față. Valorile creștine ca fundament al acestui proiect european. În momentul în care scoți valorile creștine, iudeu, creștine afară din fundația acestui proiect european, proiectul numit Azue devine URSS. Dar nu spun eu, a spus-o alții înaintea mea. Bukovski a spus-o și dacă ne uităm la părinții fondatori ai Uniunii Europene, Schumann, de exemplu, Adenauer, păi ce, toți au fost creștini catolici, protestanți, nu mai contează. Au fost creștini practicanți, oameni care au spus, uite, după al doilea război mondial, cum ne putem, nu numai ierta, reconcilia, aici a fost cuvântul cheie, Franța cu Germania, cum îi pui păște înapoi la masă? Nu? Și au reușit pe baza, s pornit de la această idee creștină de reconciliere, care e mai mult decât iertare. Reconcilierea înseamnă să-l ierți în primul rând și după aia să conlucrezi cu respectivul, să închizi rănile cauzate, să de, mă rog, ce-a fost. Ori, Așa s-a născut proiectul european, pe, cu ideea de unitate. Uh, odată unitate în diversitate, dar după aia uh, pace prin prosperitate. Adică, cum lucrăm, facem, lucrăm împreună și după da. aia închidem rănile trecutului. Or, tu dacă ai scos valorile creștine afară, nu mai ai nimic din ceea ce a fost. Când Ursula von der Leyen a candidat în 2019 în fața Parlamentului European, a zis așa și citez. Fundația proiectului european este filozofia greacă și dreptul roman. Închei okay, citatul. N-a spus nimic despre valorile creștine și după 2 ani am zis chestia asta. Zic, tu ai venit aici și ai spus că valorile sau că fundamentul Uniunii Europene este sau sunt val, dreptul roman și filozofia greacă ai lăsat deoparte valorile creștine și asta creează argumentul, precedentul pentru a transforma această uniune dintre o democrație într-o tiranie. Și exact asta se întâmplă acum, că doar dacă ne uităm în Grecia Antică, era tirania uh, la culme atunci și la fel și în nu, dreptul roman. Da, exact. Dreptul roman justifica sclavagismul, justifica eutanasia, justifica o grămadă de lucruri. Dacă noi nu învățăm din lucrurile acestea fine, să spună, acum eu prin prisma uh, și cunoștințelor pe care le am, educație pe care o am, le văd le văd lucrurile acestea, din acest motiv uh, vorbesc despre ele. Și spunea Schumann. Uh, când a vorbit despre democrația în Europa, că nu poate exista democrație fără creștinism. În momentul în care a scos creștinismul afară din tot acest concept sociopolitic de Ajungem democrație. Ajungem nimic fără Dumnezeu, nu? Exact. Dacă nu e Dumnezeu, -o nu se tiranie, poate face nimic. Exact. Ori anarhie, din două, una. Cam mai suntem. Tot timpul susțin chestia asta și părerea mea și cu. Campania cu catedrale, nu, spitale, nu catedrale sau chestii de genul ăsta, a venit tot de afară. Am prieteni care sunt patroni de trusul de presă și a fost sponsorizată chestia asta niște ONG-uri de afară, pentru că ce ne ține uniți? Familia și credința. În familie au dat, cum a spus dumneavoastră, că familia nu mai e familie, că e de același sex și așa da. mai departe. Dacă mai distrugi și biserica unde e o comuniune și nu merge acolo să întâlnește cu familii și cum să zic, se dezvoltă așa o. o o armonie, așa, dacă ne dezbină și cu cerește până la urmă. Adică dacă nu mai avem nici credință, nu mai avem nici familie, nici nimic, ca suntem niște pion da. potablă de așa care de se foarte ușor de manipulat, nu? Zicea un, un filozof, un intelectual, să spun, interbelic, Constantin Lucaciu, că de fapt națiunea se bazează pe trei piloni fundamental. Pe armată, pe educație și pe biserică. Pentru că în fond și la urma urmei, care sunt motivele pentru care cineva ar fi dispus să moară? Că nu mor nimeni pentru Uniunea Europeană. Ați văzut cineva să moare astăzi pentru Ursula von der Leyen, nu știu cine ar face-o. <laughs> nu, asta e adevărul. Eu le-am zis și în Parlamentul <laughs> ce? European. Ce? <laughs> Lumea moare pentru Dumnezeu, pentru țară și pentru familie. Ăsta e adevărul. Ăsta e da. motivele pentru care cineva e dispus să moară. Altfel nu să riscă nimeni. Ori dacă tu distrugi exact aceste motive, nu? Ai distrus biserica. Nu mai zic, ce să mor? Pă? nu mai este rai, nu mai este mântuire, nu mai este nimic. Nu, este sunt fonduri europene. Exact. Da, <laughs> nu? Da, da. Armata. Ai distrus armata. Nu mai moare nimeni pentru națiune. Pentru cine mă să mor? Pentru niște corupți? Deci chestia asta ce s-a întâmplat ani de zile cu România a fost parte din acest plan de a distruge efectiv motivația națiunii, de a nu mai face nimic, de a pleca, de a considera că totul e pierdut. Totul să leagă. Nu? Și după aia educația. Cineva trebuie să te educe, să spună, Asta-i. ăștia suntem. Păi uitați-vă la ce școală se face astăzi în România. Vreau să ajung și la subiectul ăsta. E ceva incredibil. Nepoata mea de 12 ani, mai în urmă cu. Uh, mă rog, are 12 ani acum, de câțiva ani. Păi când i-am măsurat, i-am cântărit uh, geanta, 6 kg jumate, la 10 ani de zile. Ziua nu se poate. <laughs> să duce atâtea mari de cărți. Dar ce vă? Păi, da, nu știu, o grămadă de materie. S-a distrus sistemul de învățământ, părerea mea, tot așa personală, este, după Revoluție, la modul intenționat, pentru că uh, să, uh, să creeze proști că dacă nu ești, nu ești uh, educat, ești foarte ușor de manipulat. Un da. om care știe puțin, e foarte ușor de convins de cineva cu intenții rele să facă să meargă într-o anumită direcție sau alta. Exact. Eu am o termen de comparație foarte bună, pentru că cei doi copii ai mei, unul a făcut la stat, uh, Radu, care preot a făcut la stat din clasa 1, -a, și el mic a făcut la privat din clasa 1, pe metoda britanică de învățământ și de la în clasa 5 a primeam o listă cu materii de la școală ca să ne alegem din ele o jumate sau un sfert cu care copilul să meargă cu geanta de 2 kg, nu de 7, pentru că și eu și dumneavoastră cred că am făcut același sistem de învățământ uh, aici în România și învățam chestii doar pentru extemporal sau doar pentru test, să le da. învățam pe de rost ca niște roboți și a doua sau a treia zi nu mai le știam absolut deloc. Da. Eu niciodată nu mi-a plăcut să învăț, am învățat, eram nativ la matematică, la fizică, la nu știu ce materii de genul ăsta, dar să mă pui să învăț niște ani sau câte are vârf omul sau ceva, uitam după trei zile, pentru că mintea mea elimină absolut orice informație care știu că nu mi este utilă. N-am da. fost un elev tocilar sau un elev de nota 10, am, am avut noroc, am trecut clasa, că știam foarte bine matematică fără să învăț sau ceva, Nici nu mi-a plăcut să învăț. Nici în politehnică știam doar matematică, făceam, de exemplu, filozofia construcțiilor. Vă dați seama, un inginer constructor să ai materie atât de groasă în anul întâi, că te demoralizezi cu totul, adică <laughs> filozofia construcțiilor. Și, și la facultate la fel, înveți 20%. Filmul ăsta mic a făcut facultate în Anglia, după anul 2 a trimis la internship, au lucrat la o firmă, la o racă sau nu știu unde și acolo vin și cu experiență, că da. când termin facultate deja tu ai lucrat în producție și ai experiență, doi, te și văd ea dacă ești bun și te și angajează după, la noi fac facultatea 3 ani, 4 ani, 5 ani, fac și master, nu mai angajează nimeni, că nu are niciun fel de experiență și facultatea se folosește, acum am făcut trei facultăți, pot să afirm, cam 20% îți folosește în practică după aia, nu mai mult, dar cam asta este. Și atunci dacă tu știi că sistemul ăsta de învățământ nu e bun, e destructiv, și mă deranja foarte mult că au renunțat la uniforme. Mă duc în Anglia, mă plimb pe stradă sau nu știu unde, da. toți copiii sunt uniforme, cu albastru, cu. Da, adică... Și gândiți-vă care e unul dintr-o familie mai uh, săracă, de exemplu, și merge la școală cu pantalonii. Exact, asta Precarți vreau să spun. Da, da. Care nu... Cu tot felul de brățări și sunt situații... Deci e școala sa română-americană, cred că ați auzit de aici în București, da. e taxa vreo 30 de an sau așa ceva, la liceu, 30.000 de de dolari pe an. Adică nu oricine poate să dea 30.000 de de dolari pe an sau 40. Și povestea un amic din bogați ăștia României care și bă, am trimis fata, mi luat un Land Rover de ăsta mare, că am zis că, doamne ferește, să bagă șoferul ceva sau nu-i atent, să fie în siguranță. Și a venit fata la 12 ani plângând la mine și mi-a spus, bă, tată, toată lumea vine cu Rolls, vine cu nu știu ce Bentley și tu mă trimiți cu lent și râd colegii. La 12 ani vă dați seama cam ce viitor au copiii ăștia sau cam cum s-ar duce să muncească undeva pentru 1000 de euro, să înceapă sau pentru două. Adică e o problemă Uriașă chestii da, chestia da, vedeți, asta. Aici e și o chestiune, pentru că și presa promovează chestiunile astea. Uitați-vă la, la, la uh, curentul acesta cu OnlyFans. Păi cum îți mai poate una, o fată muncii, de exemplu, la 14 ani, la 15 ani, să aibă, să intre în acest, în acest cu această să viază din școală, sau să se pregătească de a ieși să din școală. o educație sănătoasă. mentalitatea de a munci undeva, zice, nu te mă, că mi-arăt picioarele pe OnlyFans sau alte părți ale corpului și primesc o grămadă de, de 10.000 pe lună. mă duc unde, tată, mă... Cât, cât poți face asta? Da, și după aia ce faci? De la 30 de ani sau de la 40? Aici ai. Odată nu mai poți să te măriți, că te-au văzut toți potențialii aici candidați aici. pe Oli Fels și te cunosc toți. E evident. Așa, după aia nu mai îți arată corpul ca la 20 de ani, nu mai ai nici carieră, nu mai ai nici un loc în societate și ce faci? Adică... Dar a fost, uitați, aduceți-vă aminte, eu când am terminat, de exemplu, în 97 liceu, încă mai au școli profesionale. În vreo 2-3 ani după le-au închis. Dar și acestea aveau rostul lor. Și la fel cu școlile de ucenici. Domnule, nu toți uh, uh, n au toți capacitatea de a să fi... Să sau sau... Exact, sau director, să aibă licență, sau nu știu ce. master, doctor, nu știu ce. Și un meseriaș bun e foarte bine exact. plătit. Unul e foarte bun pe o meserie, domnule, lasă să învețe meserie. Dacă ulterior vrea să facă liceul la săral, dă și șansa asta. Deci asta e o chestiune. După aia, cred că au făcut lucrul acesta pentru a da șansa foarte multor facultăți de la privat. Că aduceți vă aminte ce a fost. o afacere, adică, adică ți-a bani, fac, și gata, exact. adică nu vezi nimic. Nu aveai calitate, nu aveai, n aveai nimic acolo, doar că mai terminai o diplomă și uh, mai aveai o diplomă, mai terminai o pseudo facultate. Numai că nimic. nu se folosește la nimic. Exact. Uh, este exact, eu acum știu un pic sistemul din justiție. Deci gândiți-vă în felul următor. Noi România, ca stat mă refer, noi plătim patru ani de zile școlarizarea unui student să termine, dacă face la stat, nu la privat. După 4 ani, iese jurist, poate își mai face și masterul. Intră la INM, Institutul Național al Magistraturii, Magistraturii voi. mai stă 2-3 ani acolo. E plătit? Îi ia să se cotesc ani care de uh, De vechime? De vechime. Intră în sistem undeva la 25 de ani și iese la 45-47. Păi era la 47 de ani, după 25 de ani, că așa spune toate convențiile internaționale, că după 25 de ani un magistrat să se poată pensiona. Bun, dar noi băgăm pe oamenii ăștia, la începutul carierei lor, de deci cei efectiv învață drept pe pielea oamenilor. Că pe banii adevăr. noștri. Pe banii noștri și pe drepturile noastre. Când ajung la maturitate și fizică efectiv, și intelectuală, și profesională, ăia ies din sistem. Și să fac ce? Avocați, profesori, cu tare, nu? Și după aia fac o grămadă de bani, afară din sistem fiind, pentru că ei deja au învățat experiență pe banii statului. Păi este numai un stat cretin face chestia asta. Du-te în America. Uitați-vă, cine sunt judecători la Curtea Supremă Americană? Păi ai tot să spui 70 de ani. De ce? Domnule, deja au maturitate, au, păi nu mai, nu mai, poate veni unul de la SRI să-i spună uh, condamnă-l pe sau achită-l pe că deja ăla e independent, nu? Și are deja și puterea fizică Psihică, intelectuală, de a, de a respinge o astfel de presiune. Dar dacă îl pui pe un copil din ăsta de 25 de ani, te duci la judecătorii și ai judecă divorțuri. Dar 25 de ani, când de la poartă are nici prietenă, ce faci? Și de aia lumea se plânge, vă spun, în ultimii șase luni de zile, atâtea plângeri am auzit de la oameni despre de nenorocirile din de justiție, că cred că e o chestiune de timp până când va exploda întregul sistem. Nu mai e oameni, ți-au plecat mii de oameni uh, din sistem. Uh, magistrații sunt supraîncărcați. Ca și poliție. Păi, deci îi lasă tot, ei, pensionezi da, la la 38 40 de ani, aduc din mediul privat polițiști, exact. fac o lună cu el școală și se împușcă în picior sau da, ori da, pistolul pe stradă sau ori călcau da, oameni. A fost pe... acum recent un caz. Da, dar deci sunt nou. tot timpul, în fiecare lună. Deci în fiecare lună. Noi, vedeți, noi ca stat ar trebui să spunem, mă, uh, hai să facă să fie la după ce își termină dreptul. Vă zice 15 ani avocat, pe banii lui, ca așa și în state. Și așa și în foarte multe țări veste europene. Te duci la facultate pe banii tăi. Devii avocat pe banii tăi. Ești bun, ai clienți. Nu ești bun, nu te caută nimeni. Dai examen dacă vrei să devii procuror. Stai o vreme acolo, te verifică, să uită, să vadă, cu tare, cu tare. După aia, eventual, te cheamă dacă să fii judecător. Adică este un proces de, de selecție. Și atunci, cu adevărat, e maturare. Ai... Păi exact. Păi cei mai buni dintre foarte mulți. În momentul de față, ați văzut. Și și așa ăștia au probleme acum că nu li s-au ocupat locurile, că nu mai vrea nimeni să meargă. Ori dacă tu, vedeți, poliție nu mai ai, armată nu mai are. Am fost în, am fost în apuse în zilele trecute, îmi spunea cineva, zice, în Alba Iulia, zice, m a dus cu taxi, cu Bolt din ăsta, zice, și șoferul era, zice, cadru activ în armată. Și l-am întrebat, zice, domnule, dar cum de face asta? de moare nu, de foame. Moare de foame. Și atunci tu vrei că ăștia, când, domne fier se întâmplă ceva, să sară, nu? Ați văzut că în Arad a fost unul condamnat, că l-au trezit aia la 5 dimineața, un soldat la 5 dimineața să nu știu ce ordine o da. Și nu mă duc. și l-a fost condamnat, chiar am văzut recent. Deci Nu avea, -avea date, motivație să ducă. Te miri? Adică, totuși o țară, cum vă spuneam, cele trei, nu, biserica, armată, educație. Dacă nu ai, dacă pe astea nu te concentrezi, restul după aia nu mai Te-ai și haosul care este da Exact. De și haosul și tot, tot, o grămadă de scandaluri. În fiecare, ziceați de poliție, în fiecare lună citesc în ziar, acum a arestat unul de la DGA, care e Direcția Generală Anticorupție, pentru luare de mită. Adică, dacă și Direcția Generală Anticorupție ia mită, adică. Aia, care și aia, devise... aia a fost o agenție creată pe timpul lui Blaga, tocmai pentru a combate corupția, corupția din cadrul exact. Ministerului de da, da, Interne. Da, da. da, am văzut acum un reportaj de la Recorder despre spaga uh, din VAM, corupția din vân Exact, acum, în contextul cu Schengen. Și mulți au spus, ă, domnule, ai văzut ce zici despre șpaca din vă? Și eu spun, domnule, știi care e problema? Problema mea e următoarea. De ce mai există această situație? Pentru că în cadrul Ministerului de Interne ai DGA și DGIP pe el, a fost o și da, da. păi cu două structuri de informații, de, una ai și de investigație, efectiv, poliție judiciară. Tu n-ai putut stârpi flagelul ăsta, înseamnă că problema e la voi. Nu la aia din, vân. e și la aia din vă, nu contest. Dar înseamnă că cineva nu și-a făcut treaba. Ori nu mai putem veni, știți cum, noi tot timpul, din păcate, în România, suntem în poziția asta a unui uh, pompier. Domnule, este un foc aici, fugim acolo. E, fugim din... Nu, mă. Deci aici ar trebui adus toți ăia. Domnule, de când e problema asta? Când s-a creat DGA-ul ăsta? Păi până 2009, 2010, așa. Păi și de ce mai există corupție în vă? Înseamnă că voi nu vă ați cu treaba. Primii doi, out. Care-s la cum? Că n-ai cum să faci altfel. De ce mai există, nu știu, DJI pe, și, pe, DJI pe I. I. și atunci ai pe fiecare, adică nu se mai poate domnule faceți-vă geabu, de aia sunteți acolo Problema este că în funcții de conducere tot așa și la DJP, și la DGA sunt puși oameni politici, ceea ce nu-i corect. Și inspectorii ăștia șefi județe de poliție sunt tot puși politici. Și atunci 70% din posturile de conducere în poliție sunt puși temporar sau provizori și sunt șantajabili pentru că el ne câștigând concursul concurs acolo. Da, sunt și cu delegare, cu de are, nu sunt cu exact. plină. Dar da. intenționat e făcută chestia asta, îi lasă da, cu delegare. Da, 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 da. Ca, ca să dacă sună ministrul care e pus politic de la București, bă, vezi, pe ăla, pe ăla nu-l iei, pe și cam așa merge treaba. Asta e problema da, cea mai mare. Fi... Adică ar trebui o reformă totală făcută. Vedeți, uh, și pentru cei care ne urmăresc, e important să înțeleagă. Răspunderea pentru toate aceste deficiențe este o răspundere politică. Exact. Adică partidul de la guvernare sau coaliția de la guvernare uh, sub, sub, mandatul căreia s-a întâmplat așa ceva, păi aia trebuie să răspundă. Nu mai putem să spunem, domnule, stai să vezi că e vina cu... -i. Nu, mă, e vina ta, că tu de ai fost ales. Deci dacă tu în 2023 recorder vine și îmi descoperă în continuare șpagă în vân. Când au fost atâtea scandalul de corupție și i-au luat cu elicopterul, i-au deci, dus și la București. Recorder au... face, deci știi ce culmea? Că recorderul face o treabă mai bună decât ăștia de investigare. La fel cu pădurile și toate reportajele pe care le-au făcut. Problema mea este de ce mai există. Nu că există. De ce mai există. Pentru că atunci care-i scopul de care e scopul de GIP ului și sau cum îi spune la ăștia, 21 da. sfert, fostul 21 sfert. Aici e problema. Și nu se întâmplă nimic. Păi atâta timp cât sunt controlați politic și nu sunt lăsați profesioniști să-și facă treaba, nu o să fie niciodată bine, nici de GAU, nici de GIP ul Corect. Pentru că, v-am spus, oamenii în funcție de conducere și în poliție se pun politic. Cum vine un nou ministru sau un nou partid, îi schimbă pe aia care, care sunt și îi pun pe alții. Și atunci, normal că n-au cum să facă treabă bună. Și la ce la vamă acolo, acolo se iau șpăgi multe, o parte din șpăgile care le iau vame și se duc la șeful de vamă, șeful de vamă îl pus politic, trimite la partid la București, cam așa funcționează toată treaba. Deci, de aia spun, unde există, deci acolo luați, curentați, pârjoliți, efectiv. De, de, -de, de către că cine? Pentru, pentru, că... și ăia care ar trebui să-i curenteze <coughs> sunt tot politic puși. Adică Bun, da, asta spun. Deci ne la... timp o... într-un cer de ăsta. care e soluția? Bine, soluția este tot în mâna oamenilor. De ales în funcții publice, patrioți, profesioniști, Oameni care trebuie promit țară. când vin alegere. Bă, o să facem, nu, o să Eu schimbăm, zic că, că nu mai contează ce promit. Cred, facem. Că, cred că e important la alegeri oamenii să se uite în spate ce au promis respectivii și ce au făcut, ca să știi dacă mai Așa e după 90, 90, domnul Terheș adică toți care au promis n-au făcut. După 90 încoace ne-au tăvărit pe jos. Ne-au oferit, acum o alternativă. Care e? Și... Aia? Mâine sunt alegeri, 2024, ajungeți prim-ministru. Ce măsuri? importante sau primele măsuri care luați, ce faceți? Ca prim-ministru? Da. Dacă mă întrebați, în primul rând, tot ceea ce înseamnă chestiune de suveranitate energetică. Asta e crucială. Și ce După ați face aia, Suveranitatea alimentară. Revin la asta. După aia, deci, suveranitate energetică, suveranitate alimentară, sprijinirea a tot ceea ce înseamnă cultura și turismul. Pentru că ai nevoie să-ți vină, să vină oameni care să-ți cheltuiască în România. În privința suveranității energetice. Păi ai nevoie să repui pe picioare tot ceea ce s-a închis în ultima perioadă. Pentru că România are nevoie să-și producă propriul curent. Dacă nu produci propriul curent de care ai nevoie și la aștepți de la vecini n-ai cum să ai creștere economică. Pentru că curentul la costă. Cine-ți vinde ție curentul din afară face la profit, nu faci tu. Deci, dacă nu spui la punct chestiunea asta, n-ai cum să ai restul de creștere economică. Al doilea, suveranitatea alimentară. Păi, noi avem nevoie să furnizăm măcar nouă mâncarea pe care o consumăm. Nu mai zic să vindem și la alții. Și asta v-am dat exemplu cu porci Dar, e, mă rog, poți merge. Poți să extinzi acea treabă. Exact. Pe partea culturală și de turism. Pentru că, cel puțin în ultimele do în, pe chestiunea cu, cu mâncarea și cu turismul, astea îți pot, adu îți pot, adu îți pot aduce bani în economie în decurs de 3-4 luni de zile. Că n-ai nevoie să construiești fabrici, uzine cu Doar să vii, să ieși, să promovezi țara și să spui, uitați, avem curse din Roma, din, nu știu, Germania, în Cluj sau unde, Timișoara sau unde vreți, Brașov, de exemplu, sau duci în Suceava, ia, și puteți vizita, adică se poate face o chestie făcută deștept, nu că ai acum atât de mulți influență și pe TikTok și pe cutare, la duci pe unul din ăla, ai face un traseu prin România să facă niște uh, filmări, niște clipuri, sunt mijloace de, de face. De unde ați găsit oameni competenți și capabili și iubitori de țară și patrioți, cum a spus dumneavoastră? Cum, cum, care ar fi strategia? Cum v-ați găsi oamenii respectiv? în primul rând faci un anunț public și spui, am avea nevoie de oameni care sunt specialiști pe diverse domenii și asta vom face și în ceea ce privește lista pentru europarlamentare. Deci noi uităm după candidați, după români care sunt specialiști pe diverse teme. Ați făcut deja o coaliție, zi, că tot timpul vorbiți la plural, adică ați făcut o coaliție cu da, cineva? Există, sau? suntem în discuții înaintate cu Aur și cu alte partide pentru a face o astfel de coaliție și să venim în fața românilor cu o listă comună, să spun, de candidați, tocmai în această idee. Am văzut că George Simion s-a cu ponta. Nu v-ar trage ponta în jos în toată treaba asta? Dar că a fost o discuție exploratorie, acum vă spun că în politică mulți se întâlnesc cu mulți. Asta nu, eu că... nu mă pricep, eu vă întreb ca omul de rând care nu are cunoștințe. Dar cum ar vă... Și... cum să vă spun? Lumea aceasta politică e mică, lumea se întâlnește mulți cu mulți. Sau zic uh. de George Simion, eu nu cunosc personal și am, ce am văzut pe la televizor că e extremist, că e cu ruși, că de câte ori eu unul care vrea să facă ceva pentru țară, zice el e pro-rus, e cu Putin, ca să-l termine când o să imaginea. Vedem, o să iasă unul cu o probă concretă că uh, Simion a primit bani de la Putin, povestim. Dar până atunci, a genul acesta de acuzații. Păi, dar și pe mine m-au acuzat unii că sunt cu ruși în contextul în care sunt și cetățean american și nu numai asta, dar gândiți-vă <laughs> că am fost printre primii, nu din 2015, din 2008, 2009, 2010, care am atras atenția unor membri din Congresul American, aveți grijă cu Estul Europei, mă rog că se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri okay? Dar unii din păcate din România, aceiași părerologi, habarniști care au, 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 contribuit la aduce țara unde sunt unde acum, când au pe unul care, cu care nu-i de acolo, ăla e cu rușii. Păi asta vă spun și eu. Stai un pic. Și între... Deci e absurd să vii să spui eu susțin Ucraina. Păi pentru ce luptă Ucraina? Nu luptă pentru suveranitate? Și pentru integritate, integritate teritorială? Păi de ce tu vii și îmi spui mie eu susțin Ucraina că se bate cu rușii, dar când eu spun în România că România trebuie să-și prezerve suveranitatea și să lupte pentru propriul interes? A, ziceai cu ești cu rușii. Păi, e absurd. Fiecare țară, repet, țările n-au sentimente, țările au interese. Și noi ca români, trebuie să înțelegem lucrul să acesta. avem interesul național. Pe primul interesul loc. național. Asta nu înseamnă că sunt anti cineva. Sunt pro-România. Și asta mă interesează. Vreau să facem cu tare, cum am spus. Dacă România merge bine, merge și românilor. Și mai este o chestiune. Vedeți și alianțele acestea, că se vorbește despre NATO, A, am auzit și pe Băsescu, pe Iohannis. Domnule, să fim siguri, să stăm liniștiți că suntem protejați de umbrela NATO. Auziți, știți cum se numește asta în engleză? Wishful thinking până să se activeze articolul la 5 din NATO, trebuie restul statelor să fie toate de acord cu activarea articolului respectiv. Păi ce te faci dacă o singură țară din NATO, dacă nu mai multe? Zic, bă, știi ce, noi nu ne băgăm. Că cine ar vrea ca să moară? Ca și cu Schengen-ul. Păi ca păi și cu Schengen-ul. Poți să ce nu ne trebuie România în Schengen, păi văzut? au zis nu ne băgăm, așa poți să vezi cu NATO. Și asta ce înseamnă? Îți trebuie propria ta armată. Îți, proprie, îți trebuie pus la punct, repus la punct, sistemul de apărare. Tot ce înseamnă fabrici de armament, de cutare, păi asta e. Nu uitați-vă acum să discută la nivel european, să se facă o, un uh, procurement din asta un purchase la, la, în grup, uh, exact cum s-a făcut cu vaccinurile, pentru tot ce înseamnă buze și cutare. Păi de ce nu oferă România uh, să spună, domnule, dăm drumul la fabricile de armament din România să ne facem o grămadă, chestia De la zărnești, pe la cugir pe la peste nu știu toți. Pe unde sunt, dar pe unde sunt, știu că sunt. Ori vedeți, aici aici e rolul în funcție la urma mea statului. Vorbim despre tancuri. păi de ce nu facem noi tancuri? Că pe timpul aveam taburi și o grămadă de lucruri aveam, pe care le. da, le -ai da văzut? Da, da, da. Se vorbește și despre 2% pe care România să-i dea, 2% și ceva la sută. 2% 100%. Și acum, vor Bun. să mai crească cu zis, 0,5%. Ce să se dea! Dar unde merg banii ăia? Afară. Ai păi văzut? În loc de ce să nu se dau la de... noi în industria să, de apărare? Nu, nu, și mai ales pe partea de inovare. Pentru că ai oameni pregătiți, sunt fel și fel de. Uh, Institute din acestea, pe care și armata le are, unde s-ar putea investi. Deci bani s-ar putea face. Ai putea aduce prosperitate, doar ai nevoie de a pune o serie de lucruri într-o anumită ordine și pornește totul, vă spun, de la atitudine. Dacă tu mereu într-o funcție publică te uiți în sus, în stânga, dreapta, ce spun ei alții? Și nu te uiți în spatele tău și în jurul tău ce spun oamenii mei. Niciodată nu vei putea conduce țara. Vorbeați despre faptul că, uh, știu România e guvernată sau ați folosit o afirmație. Eu vă da. spun următorul lucru. România nu de guvernare are nevoie. Eu guverne sunt. De a fi condusă. De 33 de ani, din păcate, România nu a fost condusă. A fost guvernată. Exact cum ai trimite șeful, un guvernator, bai, ai grijă de aia. Care e diferența dintre o țară guvernată și condusă? A fi condusă mai mult decât a guverna. Ai o direcție, ai un plan, te duce la punctul A, la punctul B. Asta e viziunea mea, asta vreau să fac. Care e viziunea lui Iohannis? El a vorbit despre România educată. Abia acum, după 8 ani de zile, a ieșit cu un amărât de Proiect de lege pe educație care e praf și pulbere, că ne mulțumește și pe părinți, și pe elevi, și pe, pe toată lumea. Pe dar toată... a ieșit el, el a făcut, nu cred. El cred păi, după că... nu, dar, ca omul efectiv să mișcă în reluare. Deci, el lucrează doar două viteze, încet și pe loc. Cum Uf. să spun? Dar a fost doar pe aia pe loc. Bun, acum. <laughs> 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 Nu-l da. vedeți că, mă rog, e mai mult absent decât prezent. Uh, ori după 8 ani de zile, domnule, să nu fii conștient, să nu înțelegi ce înseamnă funcția de președinte. Că tu ai, de fapt, în mâna ta o serie de de atribuții constituționale să pui lucrurile în ordine. Este incalificabil. Eu l-am văzut cu aia, cu, cu, strâns cureaua și știți unde stă și câți metri pătrați are la vila, lac, nu știu care, unde stă el. Și că mere de câte ori am fost să merg în, înspre, că mă mai duc acasă la Rad și de câte ori să uh, trece coloana prezidențială, că merge Iohannis la Sibiu în fiecare weekend cu șapte mașini după el, cu ambulanțe, cu merțe și noi strângem cureaua. Adică Mergi la schi, mergi încolo, mergem. adică ca tu ca și conducător trebuie să fii smerit și tu, tu da, în primul rând să dai exemplu, să zic, de bă, correct, mă duc deci o De exemplu, el, el a, a, băgat, nu știu, milioane de euro, țin minte, acum în modificarea vilei la de acolo. Bă, dar tu ai știut, ok, voi fi un mandat, poate doi. Zeci. Și are nu știu, câte mii de metri pătrați, adică îți trebuie tu nici copii n-are, să cu acolo. Tu trebuie o cameră, mă, păi, păi tu, ca președinte, spun. tu dormi acolo, cum să spun, în birou. Normal. Tu de dimineață până seara trebuie să fii acolo. Dacă n-ai întâlniri cu oficial, te întâlnești cu oamenii, te duci pe teren, te duci în țară să vezi ce se întâmplă în țara asta, că tu de -aia ești președinte, tu nu ești monarh, nu ești faraon, nu ești domnitor. Dar el se comportă. Eu am studiat comunicare în SUA. Și este un mod acolo, tot timpul ți se spune. Când ești într-o funcție de management, zice să folosești diateza activă, nu diateza pasivă sau reflexivă. Remarcați cum vorbește el. Uh, să se facă lucru. Deci el tot timpul folosește să se sau am fost informat că, mi s-a spus că, dar el nu spune niciodată eu fac, am decis să, vom, adică la... Am ajuns tot, eu la concluzia. Dom'le, da. deci, e ceva incredibil. Da. E ceva incredibil. Eu zic da. că a fost intenționat pus acolo ca să poată. Pentru că el are schieleții în dulap cu casele alea care nici acum s-au închis dosare da. penale și dacă <coughs> ei nu mai aveau nimic cu ei, le închideau de atunci, ele sunt încă pe portalul de justiție. Și în momentul când o ia razna stânga-dreapta, vine unul și scoate Băi, nea Iohannis. Ia să vedem, cei cu copii da, după dar... Revoluție, cei cu casele de așa, cei cu aia, cei cu aia, cei cu aia. Adică... Dar aceeași situație și cu ciucă, dacă ne uităm, cu plagiatul. Adică uh, am văzut o analiză pe internet cred că Emilia Șercan, dacă nu mă înșel, a scris-o. Unul dintre, una dintre propunere, cred că șeful de la propunerea pentru procuror șef la DNA, este unul care a lucrat în parchetul general, care atunci când a fost chestiunea cu verificarea plagiatului... Dat cu un up. nu, 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 când a venit cu plagiatul lui Ciucă, deși fapta era prescrisă de 14 ani, deci ei nu mai puteau deschide urmărirea penală. La o plângere din asta făcută de cineva, s-a deschis urmărirea penală, s-a dus procuratura și a luat originalul și toate copiile lucrării lui. Și a procurorului nu mai are nimeni. Nici ea de la cu nu mai pot să verifice dacă că nu mai au nici măcar copii. După aia s-a dus în instanță și instanța a spus că bine a făcut parchetul ce a făcut. Și acum singurul om sau singura instituție care are lucrarea de diplomă a lui că este parchetul general sau cineva de acolo. Și îmi spuneți mie că ăsta e un om liber acum. Și ia decizii liber, nu? Dar de la început mi s-a părut că nu ia decizii libere și că nu e un om liber. Bun, el nu, eu nu știu cum a putut lua decizii ca militar, eu l-am urmărit cu atenție cum vorbește ca un politic și el nu poate vorbi, de, nu folosește decât cuvinte mono sau bisilabice, atât. Urmăriți-l cu atenție. Deci deja când îți cuvinte din tri silabe, se încurcă. Dar urmări, eu am stat odată, e ceva... Ce vă ocum. spuneam eu, băieții ăștia sunt puși acolo de niște șmecheri din spate ca să poată să fie ușor manipulabil. Omul cu câștie mai puțin, cu atât au, îl manipulez mai, mai ușor. De-aia da. se pare că avem bărbați de stat sau că România e un stat suveran și independent. Aici ar trebui primele măsuri luate să ne recâștigăm independența și suveranitatea ca stat. Adică să nu mai fim cu căciula la puterile... Da, dar asta înseamnă să, să, fii conștient de propriile tale puteri. Dar în același timp și de propriile tale limite. Dar în primul rând puteri. Ori noi avem impresia că noi nici nu înțelegem ce limite și ce putere avem. Noi doar așteptăm să ne spună alții ce să facem. Nu se poate continua în felul ăsta. Dacă, dacă în decursul istoriei înțeleg conjunturile istorice unde trebuie să jucăm cum am jucat, mă rog, între, vă, cum am mai zis, între trei imperii aici în zona asta, cred că e timpul ca România să-și afirme uh, propria cauză și propria direcție Adică să nu mai stăm să ne spună alții ce să face Nu, domnule, am și eu interesul ăsta Vreau să fac ABCD, am nevoie de 1, 2, 3, 4 Adică ai nevoie să pui pe agenda publică, europeană, globală dacă e până acolo Subiecte care te interesează, exact cum face Polonia, cum face Ungaria Care, cum să spun, acum Polonia e mare, dar Ungaria e mică dar uite, Polonia joacă, în Moldova, joacă în Serbia, joacă nu știu pe unde. Nu se ne pare da, și ei. dau cu pumnul masă la Uniunea Europeană. Da, și exact. ungurii și polonezi dau cu pumnul masă. Da. Noi dudăm, noi dudăm. Noi suntem aplecați cu căciul la mână și... Noi zicem ce mai vrem. Știu că e timpul nostru limitat, am fi avut multe, multe de discutat, dar sper să când mai aveți timp și mai veniți în București, poate faceți și Oricând. un live și răspunde la întrebări. La... Oricând. Mulțumesc mult de tot. Mersi Mulțumesc și eu. mult. Doamne ajută. Mersi. Dragii mei, asta a fost podcastul de astăzi. Am fost deosebit de încântat că domnul Teireș mi-a acceptat invitația, am aflat multe, multe lucruri noi, am discutat foarte constructiv și chiar a fost o discuție care mi-a plăcut foarte, foarte mult și îl mai aștept aici când dânsul mai are timp, deși are timpul limitat. Mulțumesc mult de tot! Doamne, ajută!